Cine a zis că libertate? Salma Hayek. Salutare! Bine ați revenit la frumoasa emisiune Îndodi, în care continuăm discuția în jurul cărții lui F.A. Hayek, Drumul către servitute. Și astăzi vorbim despre capitolele 5 și 6, și anume planificarea și democrația și planificarea și domnia legii. Statul de drept. Sau, da, sau fetișul cu statul de drept. Reichstag. Reichstag. Înainte însă de a începe poveștile despre capitole, o să vă rog jos în descriere. Sunt locuri unde ne mai găsiți pe net. Cred că o să pun și un link la unde puteți să găsiți cartea downloadabilă. Am găsit-o, dar e în engleză. Nu vă putem pune la dispoziție pe aia în română. Spuneam că sunt locuri unde vă mai întâlniți cu noi pe net, un blog, un canal de Twitter, Telegram, etc. Un link de crypto, de Patreon, dacă vreți să și susțineți ce facem noi aici. De asemenea, dacă vreți să susțineți ce facem noi aici, un like, un share, un subscribe, click și pe clopoțel, cum o să vă arate clipul care urmează. Capitolul 5. Democrația și planificarea. Sau planificarea și democrația. Cum să o abordăm? Sau ce zice Hayek despre... Hayek, uite, e un fan al democrației. E un fan al democrației. Întrebarea e... Merg împreună prin planificare, aveam în vedere, nu știu, planificarea comunistă, planificarea nazistă. Deci aveam în vedere planificarea... totalitarismul ăsta. Și care e poziția lui până la urmă? Că nu prea ar fi, nu? Nu prea ar fi compatibil. Că uite, dacă te uiți și istoric, ăștia nu prea au lăsat democrația. Nu știu că au lăsat-o o zi, două. După ce au puterea ăștia totalitară. Dacă nu și înainte. Nu cred că Hitler de înainte. Mie mi se pare că are o poziție din asta... funcțională, principială, economică, în care, mă, tu vrei să, dacă vrei să planifici, unul că nu o să știi cu adevărat, deci nu poți să, de fapt, planifici, și doi, dacă ținta e libertatea, în momentul în care te apuci și planifici, o să faci o discriminare. Ar putea fi două argumente. Una, să zicem că nu știi cererea de porci în vrancea. Da. Nu știi. Bine, la asta ți-ar răspunde cineva că ba, mai poți să cam știi. Mai faci și statistici, că aia consumă. Și te apropii, da. Deci asta ar fi prima chestie, că nu știi, zice Hayek. Ai nevoie de cunoaștere descentralizată, știi, ca să știi ce vor aia, câte portocale sunt necesare. Dar alt argument al lui ar fi că e imposibil. De exemplu, cu tare vrea, tu vrei ca România să facă, nu știu, cât mai mult cărbune, Vali nu vrea asta, știi. Deci apare o contradicție, ăla nu vrea cărbune. Da. Păi da. Și cum intră în plana asta, știi? Și zice Hayek că nu, planificatorul trebuie să unii să trimite la porumb, adică să face cărbune. Deci nu mai... Păi da, dar mie nu-mi place farsa. E, o să-ți placă, știi? Deci... Da, da. Cam asta, te obișnuiești. Cam asta ar fi... Da? Nu știu, mai sunt și alte... Am terminat. Nu, dar zic că asta ar fi viziunea pe primul capitol. Știi? Da. No, ca să vă facă curioși să citiți. Ce-mi place la primul capitol e că direct din descriere
pune, cum să zic, pune carnea în farfurie. Zice felul următor, că nu contează cine vrea colectivism, dacă sunt conservatorii, că sunt laburiștii, că sunt fasciștii, că sunt comuniștii, că nu știu ce, nu contează cine vrea, au un lucru în comun. Zic așa, domne, societatea noastră nu merge în aceeași direcție, trebuie să mărșăluiască uniform în aceeași direcție. Cum vrei să facem ceva dacă nu ne coordonăm? Da? Să tragem la aceeași căruță. Trebuie să tragem, exact. Exact. Da, nu are o direcție conștientă către un singur țel. Un singur țel. Nici măcar, vezi că asta e, noi tot avem tendința asta și când spunem un țel comun, e comun oamenilor. Da? Da, planificatorii, socialiștii, oamenii fără inimă, comuniști, dar mă repet, ar spune... Societatea trebuie să aibă un țel. Și deja apare personalizarea aia de care noi am tot vorbit, că e primul pas pe drumul către servitute, se pare, da? Sau nu, în sensul că îți dau un brânci, tu nu conștientizezi. De exemplu, noi avem nevoie de electrificare. Să nu se mai fumeze în local. Nu, nu. Mă rog, așa zic. E proastă, țărimea nu se prinde. Da. Lasă-ne, domne. Ori planificatorul zice, trebuie. Ok, înțeleg că sunteți în beznă și nu știu ce, dar trebuie să facem chestia asta. Da. Pun armata pe voi, o facem, știi de cum. Dar de ce stăpânești acolo? Adică pentru niște curente electric. Hai să fim serioși, să rezolvă și colectivizarea întregii agriculturii în sensul ăsta. Totul se poate, nu? E important ăsta pentru că el vorbește de experți la un moment dat. Mm-hmm. Cunoaștere. Ce știe un expert? Că un expert știe. Simte... viitor, păi uite, dacă avem curent electric, facem cu tare, zbifază cu tare, cu tare, cu tare. Da, lumea ascultă, da, lumea așa e. Hey, și ce a zis? Ce a zis? Mai foarte haios. A zis experții, s-ar putea să știe mult mai bine ca o mână de oameni pe felia lor, de unde sunt ei experți. Zice, s-ar putea să ai mulți experți care să planifice pe feliile lor. Păi, da, dar după aia, multe felii, de planificare, nu înseamnă că e o bună planificare. Păi, da, bine, expertul poate să răspundă, păi da, dar eu sunt expert în România. Tot ar fi, cum să spun, cred că ar fi mult pentru... S-ar uita așa la expertul ăsta și ar cere, păi, deci discutăm despre altceva. Eu îți planific, îți dau, ok, nu știu, strungărie și nu știu, dar îți dau în direcția. Sigur. Exact asta, genul ăsta de expertiză. Planificator de planuri. Spune Hayek că pe lângă faptul că aici avem distinția principală între colectivism și individualism, și anume colectivismul vrea un scop pentru societate, individualismul fiecare nu avem. Hai să luăm altfel, nu avem. Sau aș spune mai corect, nu pretindem să fim atât de îngânfați încât să stabilim un scop pentru societate. Clean your fucking rooms. Așa. Și el spune că scopul ăsta care se naște ajunge să fie foarte vag formulat. Ca expertul lui Costel Dadineauru, expert pe România. Pe ce? Pe ceva. Las că îți dau eu direcția. Expert pe scopul social, pe common good. Common good. Common welfare. General welfare. General. Interesul general, da? Să ne simtem bine, să nu fie rău. Hagi era perfect. Da. Hagi președinte. Nu numai președinte, dictator, prim-ministru. Și prim-ministru, da. Exact. Deci argumentul e că nu avem un scop comun, nu? Argumentul este că pe măsură ce încercăm să definim un scop comun nobil, Okay. Am putea să avem un scop comun, să-i omorâm pe toți roșcații, și dar nu știu dacă ăla e un scop. Dacă împărtășește o majoritate, nu știu, să fie nobil, să fie, nu știu ce, știi? Dacă nu ajunge... Păi și hai vorbește de ce ar putea însemna comun, coincid preferințele alea, știi, ăștia ca de acord. Nu vrem crime, de exemplu. Suntem de acord și da, o să ai un acord mare când... Deci dacă este să căutăm, că eu apropo de chestia asta am mai avut discuția exact pe tema asta, dacă ar fi să căutăm care este singurul lucru, write it down,
care ar putea să bifeze intersecția tuturor scopurilor a tuturor oamenilor este principiul non-agresiunii. Problema e că oamenii sunt disonant cognitiv și nu înțeleg că trebuie să se afle și de o parte și de alta aceleași acțiuni ca să susțină principiul. Poate să nu fie împărtășit. În primia, în serie, poate... Domnule, mie nu-mi place. Mie îmi place agresiunea. Păi nu are cum să-i placă, adică în clipa în care el se luptă pentru viața lui... Îmi place agresiunea mea. Chiar îmi place agresiunea mea. Păi nu, tu îl întrebi, în ce crezi? Îmi place agresiunea mea împotriva altora și mă deranjează agresiunea altora împotriva. Ok, înseamnă că nu înțelegi principiul și nu l-ai generalizat corect. O să zic că tu nu înțelegi, că o generalizezi. Am înțeles că eu o să, că tu o să spui chestia asta, dintre noi tu greșești, eu nu. Mai departe. Mă, da, deci am avut de curând diverse discuții din astea de seară, nu de politică. Și foarte des e la modă astăzi, în diverse plaje de vârstă și de, mă rog, interese, genul ăsta de relativism în care, păi, și părerea mea e la fel de bună ca părerea ta. Și bineînțeles că eu tot timpul am zis, bine, dar nu vrei să verifici chestia aia? Nu? Asta de mână cu ce urmează să zicem despre cartea lui Hayek, în care vrei să ai reguli care să-ți permită să planifici ceva. Păi când, dacă fiecare are, mă rog, dacă fiecare are ideea lui, asta așa e argumentul, tocmai e argumentul pentru libertate. Să am și eu ideea lui. De tocmai asta e problema, că nu se oprește acolo. De multe ori aud ideile astea. Domne, voi libertarienii vreți să, nu vi se pare că sunteți ipocriți, că vreți să impuneți sistemul vostru asupra altora. Și asta spune două lucruri. Spune unul, nu știi ce înseamnă să impui sistemul asupra altora, dacă eu vreau doar să-mi apăr proprietatea mea. Da? Tu vii și spui nu că proprietatea mea e de fapt și proprietatea ta pentru că tu crezi în proprietate comună. Uh-huh. Păi, foarte bine. Asta ești tu care vrei să-mi impui mie sistemul tău de credințe. Păi da, dar tu dacă îți aperi proprietatea, îi impui lui. Nu, pentru că eu nu mă duc la el și îi spun trebuie să crezi în proprietate privată în toate aspectele din viața ta. Aplica... Lasă-mă pe mine în pace. Îl poți aplica. Nu, eu n-aș avea o problemă nici cu... Da, libertarianism are obligații, pot să spun că ți impun. Discuția relevantă e dacă impune această impunere. Nu impun sistemul. Nu, în sensul zicem, că... Să zicem, da. Poți să impui sistemul, știi? Dacă e criminal, înseamnă ce nu aderă la sistem, e clar că practic îi impui, da. Impui, alea sunt niște obligații. Dacă el este criminal, în serie. Tu poți să-i spui, eu impunerea mea nu e agresivă. Costel zice tehnic. Nu zice etico-juridic. Tu nu comiți o agresiune. Zice mecanic. Practic îi împui. Îl respingi pe ăla. Ăla zice, nu cred, nu contest. Tu zici, lasă-mă, pleacă. Criminalul în serie poziția îl omor. Poziția libertate raționare de domiciliu. Deci în niciun caz nu sunt de acord cu chestia asta. Tu nu îi împui. Ca să îi împui, trebuie să te duci la el și în viața lui să-l faci să folosească principiile libertariene. Nu-l fac să le folosească. Doar în relație cu mine, eu spun, stai acolo că mi-ncași proprietatea. Nu mă interesează ce faci tu cu altul. Ba nu, poți face asta. Principiul non-agresiunii îți permite și să intervii. Îmi permite să intervin. Da, permite, da. Deci nu îi impui? Să zicem, el e la mama dracu. Tu o insulă și omoară pe unii pe acolo. Și tu te duci după el. Ți-e libertarianismul în raniță. Așa. Aterizezi și el zice, păi de ce nu îi impui? Tu îi zici. Asta zice. Că așa e drept, mă. Orice sistem are obligații, ale mele sunt strict defensive, știi? Eu îi spun, îl apăr pe ăla. Să fii ăla. Sănătos, știi? Da. Îl apăr pe ăla. De ce? Că m-a rugat. Dar îi impune regulă. Pentru că el nu e de acord cu regula. Nu poți ieși din chestia asta. Eu nu am o problemă. Ți-am zis, am scris un articol pe Mises despre asta. Știi? Și exact ăsta era pointul. Da, sunt obligații, sunt impuneri. Dar nu sunt agresive, știi? Sunt strict defensive. Yes. Sunt orice ideologie formată din... Nu e același lucru cu impunerea unui sistem. Nu e același lucru cu impunerea unui sistem. Nu e. Pot să
dacă vreau neapărat, în măsura în care, dar de exemplu, eu nu pot să mă duc la ăla și să-i spun, asta e periuța ta de dinți, asta este mărul tău, ăsta este așa, renunță la ideea că sunt ale voastre, astea sunt ale tale, mă. Dar nu, cum nu să fac impun chestia asta? Da, n-am cum să fac asta, de-abia asta ar fi crime, impunere, efectiv. Dacă faci crime, deja acționezi, în, păi da, acționezi ca să apăr proprietatea altcuiva. Mecanica, mecanica e același lucru, dar juridic nu e același lucru. Nu e același lucru. Diferența e doar de... Tu zici de sistem, el zice de regulă. Deci e adevărat, nu impui sistemul și Costel e de acord. Costel zice... Nu, eu zic că îi impui. Un sistem, asta nu impui sistemul. Nu impui sistemul. Dar chiar nu aderă la chestia aia. E clar că tu îl impui, știi? Da, dacă tu îl bagi în pănoaie sau la execuție... Tu zici că impui sistemul... Păi chiar îl impui, că îi aplici un sistem în care el nu crede, știi? Nu, normal că îl impui. Nu îl aplic. Nu, stai puțin, că poate nu-l bagi la închisoare. Nu îl aplic, doar corectez interacțiunile lui pe care le are atunci când încalcă proprietatea altor oameni. Da, dar nu îi impun el să creadă în proprietate privată. Dacă el nu depășește stadiul de animal, da? Aia? În clipa în care faci o prostie, îi dau peste mână. Păi dar da, nu îi impun, nu pot să îi spun, păi trebuie să crezi. Nici nu se poate asta. Păi da, comuniștii... Să fii, să-i bagi în chele, nu știu. Dar sensul meu de impunere e că îi aplici regula. Ca da, eu să... Ca eu fac, să fac, deci, fac, dar comuniștii, eu asta încerc să spun, comuniștii, ca eu să nu mă apăr sau să nu mă apăr proprietatea atunci când vin să-mi o ia, da? Ei îmi impun să cred chestia asta. E o diferență. Da, o pun ca o, ambele ca o condiție. Impunere, impunele comuniste sunt agresive. Impunele libertariene sunt non-agresive. Sunt strict defensive. Asta e distinția fundamentală. Asta e o impunere... Deci e impune? Ba, da, e. Cum avem o impunere non-agresivă? E un set de obligații. Pentru că nu ți-am zis să vă numere asta. E ca calculele capitaliste pașnice, dar care puteau să... Fie agresive. Dar ce erau agresive? Mă, calculele. Regulile de la tine din casă. Nu se fumează, da, știi? Da. E clar că tu impui. Asta e impune. Nu e agresive, știi? Că tu nu le-ai de la pe stradă și să-l... Nu, știi care e împăcarea pozițiilor aici? Că luând o deci caz marginal... Scuze, da. Libertarismul are obligații. Da, nu spun că păi da, impune îl folosesc ca sinonim pentru obligații, știi? Yes, ori yes. Problema nu e că nu există sau nu obligații. Problema e dacă ele sunt sau nu agresive, știi? Nu, uite că luăm un caz marginal. Pentru că nu aderă la... El zice, nu, eu cred în agresiunea mea împotriva altora și în non-agresiunea altora împotriva mea. Poate îi lămurește chestia asta. Deci tu prinzi o amenințare doar. Așa. Pe care nu o pedepsești cu închis, nu știu ce, deci tu nu-l iei la tine să-i impui și zici, a, te-am văzut că ameninți, pedeapsa e că pleci din societate. Îl dai afară din zona libertariană. Practic, îi impui regula, dar nu îi impui sistemul. Sistemul e la tine aici și regula... Doar îl dă afară. Dar el în afară vale, face ce crede ce vrea. Să ai pe periuță de dinți. Evident că nu faci asta. Înțelegi? Alexandru vrea să-i fac cadou o periuță de dinți. Mi se pare că are nevoie. Poziția libertariană e că ăla trebuie să ai pe periuță. Nu! Poziția, e o agresiune asta. Știi? Darul forțat. Știi? Dacă darul vrea, nu îi impui, ca să zic așa. Nu, dar eu ce încerc să spun este fine. Că eu nu îi impun să creadă în sistemul bazat pe proprietate privată și pe aia. Dar nu folosesc în sensul ăsta, că nu o să-i schimb tu mintea ăluia. Deci dacă asta e în vedere, da, nici nu se poate. Ăla e psihopat, nu o să aderă la libertarii niciodată. Asta este tot ceea ce deci spun. Nu se poate. Când nu se poate fizic, știi, să-i plantezi. Pe când pe partea cealaltă, comuniștii pretind că toți credem în idealurile comuniste, că toți tragem idealurile și că toți le acceptăm. Yes. Voluntar, crezi. Chiar. Nu, no, asta crezi. Vrăjeală. Lăsați vrăjeală. E o minciună. Dar asta e cheie. Știu că și pe mine m-a ținat mult timp problema asta. Stai, poate că și noi impunem. Și răspunsul e să nu te mai ferești de termenul impunere. Toate obligații, problema e dacă e coercitivă sau nu. Adică da, mă, impun. Da, impun, dar... asta e răspunsul. O chestie non-agresive. Da, așa că tu nu-l agresezi doar psicopat, e că el nu l-a călcat pe bec, tu n-ai nicio treabă. Îți impună acționezi strict defensiv. Apărarea, da. Păi îmi impui că m-ai băgat în întâlnare. Da, îți impun. Deci care e? Altă opțiune care?
Doar să-l gonești. Bulletul de head. Nu, răspuns. E să-l las în pace, dar ăla e relativismul, știi? Mi se pare că nu, atunci când nu e relativism. Atunci când nu zic, dacă ai zice, da, ai dreptate, psihopatule, te las în pace. Tu vedeți de treabă. Să știi că Rothbard are ceva din poziția asta. Când zice, nu te băga peste ea și nu știu. Dar mie mi se pare că a luat mult prea în serios un argument tactic, văzând succesul, nu știu, New Left sau nu știu ce, nu ne băgăm peste ăia, lumea place așa ceva și era zis, nu, ia să-i lăsăm pe în pace. Mie mi se pare că nu e asta poziția libertariană. Poziția libertariană e că dacă s-a comis o agresiune, e legitimă. E legitimă, dar nu trebuie să te bagi. Nu trebuie. Nu trebuie. Păi da, dar Rothbard zice, nu trebuie să te bagi. Trebuie să nu te bagi. Trebuie să nu. Păi e greșită, știi? Da. Mă rog, hai să revenim la... formulăm. Stai că dacă tot ați avut chestia asta, scurtă să o formulăm. Nu, dar e importantă pentru că apare reproșul ăsta, mai ales că trăim într-o lume de asta relativistă. A, păi îmi impui, știi? Ei, și poziția ar fi, dacă am înțeles-o eu corect, că în momentul în care vezi o agresiune, nu ești obligat să te bagi, dar e legitim să intervii și intervii ori dacă ți este cerut intervenția, ori ca un pariu antreprenorial în care nu ți este respinsă. În care măcar nu ți este respinsă sau ți asumi că ar putea să se întâmple ceva. După aia, că ești tu, că ai exagerat. Da, da, asta sunt chestii de... Amănunte, da. Da, e ca la un gheu, ce fac, mă bag pe ea, sunt dita mai aia și fai de mama. Bun, și ideea este, revenind la... Adică libertarianism nu spune decât e legitimă intervenția. Yes. Dacă vezi că unul bagă, dacă proprietatea privată e încălcată, da. Yes. Dar nu zice, ia și bagă-te. Nu, nu se pronunță niciun fel. Bun, și revenind un pic la carte și la scopurile astea... Care-i scopul nostru? La scopurile astea foarte răspândite, foarte vagi. Da, problema că trebuie să le faci foarte vagi este că te gândești, bă, trebuie să fie un scop la care te spună mâna tot să tragă, da? Și unirea face putere. Și o să observi că oamenii în sine au alte preferințe. Și ceea ce îmi place foarte mult la Hayek e că de aici el spune chestia asta, el spune că domne, ca să poți să zice două lucruri foarte importante aici. Unul la mână. Varietatea infinită a scopurilor oamenilor nu poate fi măsurată e problema lumii, desfințarea utilitarianismului, basically. Tu, dacă e să te luăm pe tine, tu să zicem că astăzi vrei, ai niște dorințe. Hai să nu le spunem nevoi, da? Ai niște dorințe, da? Și luăm fiecare dorință și le comparăm. Zicem, care e mai importantă? Asta sau asta? Asta sau asta? Asta sau asta? Acum, presupunând că și facem combinații de toate dorințele luate câte doi, presupunem că putem să facem pe asta instantaneu, și ar ieși la sfârșit o listă, o ierarhie foarte mare de dorințe, da, în care dacă ești o persoană care e totuși coerentă în gândire, să păstrează tranzitivitatea de sus până jos, adică nu o să spui că vrei pe A mai mult decât B, că B vrei pe B mai mult decât C, dar pe A îl vrei mai puțin decât C. Da, okay. Pe A îl vrei mai puțin decât C. Sau da. Pe C mai mult decât A. Da, mă rog. Ați înțeles. Funcționează. Cred că înțelegeți ideea dacă... O să apare și pe ecran sau dacă n-am apărut deja. Așa. Bun. Dar chestia asta, ierarhia, e internă, e doar la mine, da? Alex are altă ierarhie. Costel are altă ierarhie, da? Nu pot să spunem că poziția, dorința de pe poziția 5 din ierarhia mea e mai importantă decât dorința după poziția 5 din ierarhia lui Alex sau dorința după poziția 12 din ierarhia lui Costel. Da? Yeah. Nu putem. Nu avem acest tool de măsurare. Utilitarieni, la revedere. Până aici. Uite, după aia mai vorbim. Întrebare dacă Hayek are asta în vedere. Eu să mă spunem mai degrabă. Rothbardian. Deci el spune în felul următor aici. Ca îți dau cu citat. Noi mai welfare-ul unui popor, precum fericirea unui om,
depinde de foarte multe lucruri care pot fi furnizate într-o varietate infinită de combinații. Nu poate fi exprimat adecvat ca un scop în sine, un scop unic, ci doar ca o ierarhie de scopuri. O scară a valorilor comprehensivă în care fiecare nevoie a fiecarei persoane este pusă la locul ei, ca să stabilești ierarhia asta. Da? Și ca să ne conformăm toate activitățile pentru un singur plan care ia în calcul ierarhia asta, presupune că fiecare dintre nevoile noastre primește un număr de ordine într-o ordine a valorilor care trebuie să fie destul de completă pentru a face posibil să decidem în diferitele metode de a acționa, pentru că planificatorul trebuie să scrie planul. Nu uităm chestia asta. La început de toate, înainte de toate, era planul. Da? Nu, cred că zice că nu știe. Presupune, nu știe. Și asta continuă și spune, presupune pe scurt existența unui cod complet etic în care toate valorile umane sunt alocate la locul lor. Iar concepția unui asemenea cod etic este imposibil de atins. Știi ce oameni ori avea aia? Ce? Cum să spun, empiric vorbind, după toate experimentele cu comunismul și socialismul, ne-am lămurit ce fel de oameni au aia. Plus toate ăștia cu patru clase, nu? Mă gândeam dacă nu cumva e o contradicție la Hayek când trebuie să spui, pe de o parte, că nu știm, eu nu știu câtă carne de porc vrea aia în Vrancea, și pe de altă parte să spui că oamenii n-au scopuri comune. Păi de unde? Ba nu, zice mai încolo. Nu, de nu, unde nu, știi? Nu mi se pare că e o contradicție. A zis că nu poate să fie toate aliniate. Dar comune... Nu cod, deci cod complet. Nu, nu știi. Păi zice mai încolo. Premisa lui este o completitudine a tuturor acțiunilor. Sfârșitul istoriei. Dar nu e numai sfârșitul istoriei, e sfârșitul imaginației, sfârșitul invenției. Și cum poți să răspundă? Hai, păi bă, la doi oameni și văd că ăla avea mere la pere și gata, n-au... Exact. Nu? Nu. N-au aceeași direcție. Păi nu, pentru el e suficient, știi? Pentru el da. Nu, da. Ca să rezolve. Nu, dar el... Că mă gândeam, de unde știe el dacă noi nu știm ce sunt... Ce, în capetele celorlalți, de unde știi că nu au scopuri comune? Nu știu, poate dacă Dumnezeu se uită, vede, ăștia au scopuri comune. Empiric vedem, dar problema pe care o atacă el aici este din punct de vedere al planificatorului. Și devine clar faptul că planificatorul ăsta nu numai că trebuie să fie tot știutor, dar și ultra-empatic, astfel încât să poată să ierarhizeze corect dorința de pe poziția mea de pe locul 5 și cu a ta de pe locul 12. Nu poate, cred că poziția lui că nu poate. Exact, da, asta, de preferință, asta e ideea. El trebuie asta să țină oricul ăla, oricul ăla. Nu? Și că el la final spune că nici măcar nu ne punem problema aici dacă un asemenea cod ar fi dezirabil, că e de ajuns să demonstrăm că e imposibil. Un asemenea cod complet. Deci cod complet înseamnă să-ți normeze toate gândurile, toate activitățile. Tot. Și alea la care nu te-ai gândit încă că sunt posibile. Da. Iată unde avem... De asta spun tot știutor. Că trebuie să prevezi invențiile. Domne, uite, avem un cod... Să presupunem că am fi avut un cod din ăsta și vine Steve Jobs și inventează iPhone-ul. Ce facem? Ce facem? Sau se inventează peste câțiva ani, sau sperăm când vă uitați voi din viitor, un medicament pentru cancer. Ce facem? Păi care conflict? Unde vezi conflict? Îl obligi? Păi cod complet. Conflictul este cod complet etic. Nu are loc pentru nou. E problema planificării. Păi calificatorul zice la următorul, peste 10-15 ani. Nu apare ăla, pentru că tu trebuie să normezi tot. Ei, nu, trebuie numai pe 5 ani. 5 ani, de ce tot? Dacă toate. Spus că toate, ăla mi-a zis, are 4 ani. Toate activitățile în acești 5 ani. Și ce dacă? După 5 ani schimb. Toate, cod complet etic. Da, it's crazy, nu? Nu, se referă și Hayek a plusat, știi, a îngroșat
Deci și așa e greu. Păi nu, dar răspunsul, niște... răspunsul e foarte simplu, da? Cum să spun? Omori iedul unui copil, ca să spunem cât mai emoțional posibil cu cuvință, da? Omori iedul care face o fetiță fericită ca să dai de mâncare la copii, la săraci în Africa. Cine alege? Proprietar. Iedu. Drepturile animalelor. Ne gândim la tine. Conflict. Tensiune în utilizarea resurselor aici pe piață, doar că ăla care nu vrea cărbune e lăsat în pace. Asta e ideea. Da. Nu e, tu ce vrei, portocale? Ok, ies. Și apropo, de... nu e foarte departe de adevăr ceea ce povestesc aici cu iedul și cu astea. În Marea Britanie, a lui Hayek, da, s-au rechiziționat, tot în primul război mondial, cât și în al doilea război mondial, cai. Da? Copilul stătea la țară. Uh-huh. Avea un cal. Uh-huh. Calul a plecat la război. Nu s-a întors. The draft for horses. Bine, ăla a fost poate analizat libertarian, adică nu. Unde, care? No such thing. Că l-a apărat pe copil de dăunători. Bun. Deci nu știi, ăsta e primul argument. A, nu știi că sunt conflictuale, mai e ceva? Nu poți mai... să agregi, nu poți să agregi totul într-un singur scop. Nu știi, și atunci vine a doua problemă, că de asta el se duce către democrație, vine și spune în felul următor. Păi da, nu trebuie să avem, știi, cealaltă. Nu trebuie să avem unanimitate. E de ajuns să avem democrație. Știi? Cumva se învârte pe lângă subiectul ăsta, dar nu-i dă în cap. Decât la un moment dat spune că o majoritate nu e de ajuns ca să facă o impunere morală sau să decidă adevărul sau să decidă ceea ce trebuie. Știi? Nu e de ajuns. Că simbiu în democrație, simpatizează cu democrația. Asta e diferența de libertarieni mai noi. Sau de libertarieni, da, neartiști. Da, uite, e bine totuși că o zice, știi, că ai un conflict, că nici democrația nu te... No, ai acum la modă în bula mea de internet, minarhism, da, guvern limitat, la puține chestii. Și la fel de bine poți să zici, domne, democrația ar putea să rezolve, cum zice și Hayek mai încolo, oricare ar fi regula, mă, dacă ar fi stabilă, măcar am ști o chestie. Problema aici este că în democrație lumea nu se implică din cauza că ai accidentul ăsta moral în care ai instituția care îți promite că se ocupă de toate. Da, o să avem grijă, sau măcar căpărând, da, o să avem grijă. Și oamenii nu se mai implică în această democrație. Deci dacă, cum am mai zis, asta nu e democrație neapărat. Asta e situația de astăzi. Da? În care statul se implică și nu te interesează. Dar problema cu democrația e foarte... Și dacă ar fi de aia mai implicată, zici? Problema cu democrația este, așa cum am citit când a făcut-o David Friedman, da? Vă uitați la Mașinăria Libertății, în care discutăm despre capitolul în care discutăm și despre democrație, care spune foarte clar, unul la mână, disparitatea de putere, votul tău, puterea ta este atât de diluată în luarea unei decizii, încât activitatea rațională este să nu investești costuri în ea, da? Că e rațional, da? Cât? Păi, trebuie să mă documentez, să știu ce au făcut ăia, să caut, să nu știu ce, să pierd. Cât pierzi din viața ta? Că vin alegerile acum, acote sunt, da? Cât pierzi din viața ta? Și dacă ești sincer, câți dintre voi se duc la vot și pun votul că oricum nu contează, da? Pe preferințe emoționale, pe whatever, pe altceva, da? Cred că nu-i ziare și nu fac asta, să zici, uite, a luat platforma lui Ciucă... Comparat-o cu nu știu ce. Și dacă comparat-o, contează ce... Bine, cred ce că nici ciucă nu citește. La forma lui. Corect, da. Nu, da, mai vorbim în chestia asta. Contează și cheia în care citești platforma aia.
Că să zicem că ai niște libertarieni care zic, da, uite, vrem individul să fie apărat, cu asta o să aducă bunăstare, schimburile libere. Și depinde cine, în ce cheie citește chestia aia. Dacă zici, a, ia uitați, ăștia extremiști de dreapta vor să distrugă stofa socială, societală, da? Și nu știu ce. Și tu zici, nu, îți distrug prietenii nimic. Țezătura societății. Da, 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 cam distrugi. Distrugi mentalitatea etatistă, de fapt. Nu, aia. Abia aia voluntare e țezătura. Distrugi, distrugi doar boala. Da. Păi și ce punem în loc? Sănătate. Uite, ăsta e și răspunsul la Hayek. Uite, cu, noi am început cu discuția cu argumentul lui că n-avem un același drum, un țel comun, un scop comun. Mm-hmm. Și ca asta ar fi diferența între totalitari, care ei îți dau o direcție, nu știu, Uniunea Sovietă plus electrificare, triumful rasei soare, întotdeauna ai. Și uite, liberalii nu zic, mie mi se pare că, uite, libertarianismul se propune un drum, mie mi se pare că da, se propune un drum, o societate liberă, ăsta e țelul. Deci n-a spune că nu îți propune nimic. Ba da, îți propune ceva. Și acum vine și cum, dar cum facem noi să ajungem acolo? Păi lăsăm toată lumea să facă ce vrea atâta vreme cât nu încalcă proprietatea altora. Nu, dar ceva mai clar n-aveți? Mă, dar a zis-o Hayek. Skill issue. A făcut, da. A făcut paralela asta foarte sănătoasă cu drumurile și cu regulile de mers pe drumuri, pe șosele. Da, dar asta e tot în... E, da. Dar zi-o, lasă... E în opoziție la ce ziceam eu, dar se leagă de... Zi-o până la păi, nu știu, eu am simțit că nu e în opoziție. Adică... E în opoziție pentru că în drum, tu nu-i dai drumul, ca să zic așa, nu-i spui unde să meargă. Nu-i spui, exact. Păi nu, dar asta zice și Hayek. Asta zice și Hayek. Exact, zice dar eu criticam asta, știi? A. Eu ziceam, nu, eu ta nimeni îți spun a, unde corect, să meargă. Dreptate. Că ziceam, e, nu, are dreptate, e în opoziție la... Dar e o metaforă, eu cred că e posibil chiar, da, uite, da, cineva mai e cultivat, poate să ne facă observația asta. E posibil să fie chiar creația lui Hayek, metafora asta a drumului. Uh-huh. Deci care ar fi diferența între liberali și socialiști? Socialiștii zic unde să mergi. Din A în B. Cu personalul, cu nu știu ce zon. Zic nu numai unde să mergi, zic și când trebuie să pleci, când trebuie să ajungi, când, cu ce cine, să iei. Deci cu, da. Îți dă un dosar, cu, așa? Deci liberalismul îți dă cu... mutările permise în trafic. În trafic, nu știu, linia stânga, continuă dreapta, înseamnă, da. Da. Deci doar regulile jocului. Nu îți spune unde să mergi. Poți să stai pe loc. Da. Poți să stai pe loc, poți să te mergi un pic să te întorci. Treaba ta, ești liber. Și are un point. Deci ideea ar fi că statul îți dă doar, doar garantarea proprietății, zicem, respectarea drepturilor individuale, mai departe te descurci tu. Asta e în timp, la un socialist, da, ăla te... Îți zice, da. Ești ca un pion și el tot mută, știi? Uite, acum te duci la moara, acum faci cu... Bine, dar gândește că foarte mulți oameni chiar își doresc chestia asta. Nu știu dacă s-a întâmplat din cauza că le-au fost repetate socialismele foarte mult, s-au obișnuit cu ele, sau ori fi ancestrale, așa un fel de intuiție de asta tribală, care toți suntem împreună. Dar de fiecare dată când zici să fiți liberi, răspunsul 99% este, păi și unde mergem? Și noi acum ce facem, liberi fiind? Și când îți vin toți socialiștii cu vrem să rezolvăm cu tare, a, super, ne-ai dat un sens în viață. Mulțumim, te urmăm, fii capitanul nostru. Îți dau, da, mă așteaptă să-i dai... Da. Da, din punctul ăsta de vedere, tu nu-i dai un program complet, uite cum avea Andrean, cum e conservatorismul, da. Să-i dă pachetul complet, trebuie să fii ateu, trebuie să fii nu știu ce. Nu, în libertarism nu există așa ceva. Trebuie să nu-ți agresezi semenii, să nu inițiezi violența împotriva lor, restul. Păi da, dar ce fac? Păi și ieri ce făceai? Păi mă uitam la un serial. Ia și uite-mă, ce să zic? Ai dreptul la libertate. Yes. Păi e puțin, nu e puțin. Cred că nu e. Nu e puțin. Și să-i dai și definiția libertății, că uite, simte... Deci două sensuri ale libertății, nu știu, care îmi vin. Unul e ăsta, să faci ce vrei, e cumva, e și în mentalitatea colectivă de simț comun, și sensul libertarian care e să faci ce vrei cu proprietatea ta. Asta e diferența majoră de viziune. Și aici înțelegi de ce nu mai e haos. Pentru că ai proprietatea altuia, dacă chiar faci ce vrei, de nebun, știi? Da, și chiar ai regulă. Deci lumea zice, voi vreți o lume... Lumea care, mă rog, nu a ascultat, nu vrea doar să se opună. Zice, vreți o lume cu haos. Ce ai zis și tu? Și tu zici, nu e adevărat. Avem, ei vor multe reguli. Și noi zicem, nu avem decât una.
și bună. Nu vrea, vrea reguli pentru ceva, să știi că oamenii, deci asta e problema. Da, deci, bine, vrea reguli pentru el. Deci Arafat nu vrea să-i pui tu reguli când să culce, când să nu știe ce să mănânci. Nu vrea. Rules for thee, but not el for me. Să altora, alții, și așa sunt toți oamenii. Păi da, așa yes. Cum, păi da, e ok că regula asta pe care o punem noi se aplică și, și tuturor celorlalți. Ți se aplică și ție, mon cher, dar asta e, lasă, dacă o vrei pentru ceilalți, ia-o și tu. Ne. E și frica asta, da, uite, de exemplu, când vorbim de apărare, păi dacă statul a oferit apărare până acum, păi dacă dispare statul, dacă omul e... E ca și la vorbirea sclaviei, nu poate procesa că se poate fără, știi? Ce să zic mai mult? Între tropurile care erau existente încă de pe atunci și Hayek simte nevoia când introduce prima oară filozofia, când introduce în discuție filozofia individualistă, spune așa: nu înseamnă că omul e egoist și așa ar trebui să fie. Uh-huh. Aici aș avea o urmă de discuție, dar prin comparație, da, cu comuniștii, în care comuniștii spun așa: toți trebuie să fim egali. Da? Deci într-o societate comunistă, teoretic, într-o societate comunistă perfectă, nu există ierarhie. Da? Și aici eu aș vrea să spun, păi da, dar ierarhiile... E comunist perfectă ea, nu e o societate perfectă. Ai zis corect. Într-o societate comunistă ca la carte, așa, da? Produsul final, comunismul ăla la care nu s-a ajuns niciodată, da? Nu există ierarhii, da? Și aș spune în felul următor. Ierarhiile, din păcate, par să fie intrinsec legate de orice ființă vie. Da, avem demonstrat chestia asta, există ierarhii peste tot în natură. Da? Peterson și exemplul lui clasic cu homarul, da? Homarul teritorial are o există o ierarhie și să recunosc, au e impusă, sistemul lor. E, și e impusă, da, e impusă la animale, sunt răspund, de acord. La animale e impusă animale? Cu forța. I'm gonna get there. Știu, am anticipat chestia asta. Stai să ajung până la capăt. Și la alte animale sunt ierarhii, da? Partea leului. Avem acest lucru în limbaj, da? De unde credeți că a apărut? Da? Partea leului. Uite, după aia ce primești și hienele. Apropo de ei, sunt ierarhii și interspecii, nu doar în aceeași... Da? Bun. Deci voi vreți relații de putere? Acum. Atacul lui Costel, da? Păi și ce? Noi nu suntem capabili să renunțăm la condiția animalică? Și aș spune, ba da, poate că suntem capabili. Dar nu știu dacă folosind unealta dă putere cea mai mare, statul, care are o ierarhie implicită de sus până jos, inclusiv asupra fiecărui executant, da? O să poți să ajungi acolo. Adică sună ca și cum, deci dacă vreți să ajungem la real communism, ăla care has never been tried, da? Nu cred că putem ajunge acolo prin stat. E ca și cum ai spune... No. Ca să te vindeci de diabet, ia cu zahăr, tată, că te vindec. Da, obiecția lui o să fie că istoric, ăsta e statul capitalist, inclusiv ce au cu comuniștii e tot. Noi vorbim de un stat ăla bun. Care se... Nu există stat în comunism, Costel. Nu există în stat comunism, în comunism. Final. În comunism perfect, pe final, e... nu există stat. A, că dispare, da. Nu mai da? Și problema e cum ajungem noi de aici acolo? Păi cu statul. Luăm statul și cu bâta, dă în ei, știi, the beatings will continue until morale improves. Păi asta e o contradicție, puteam la fundă la fel. Ca așa, da, e o contradicție. Statul... De ce să-ți bați capul să răspunzi la prostul? Marx cred că ar spune că atunci când clasa muncitoare pune blava pe stat... A pus. A pus de câteva ori. Așa. N-a dispărut. În fine, vorbind, n-a dispărut. A fost... Cum să zic, cum era? A fost pervertit. Elena la mișcare. Da, Elena l-a tras. Da.
Și apropo de Elena, că a adus vorba hostel, și apropo de asta, ce se întâmplă atunci când una dintre problemele pe care, deci o să avansăm destul de mult cu discuția aici la democrație. Da, mai vreau să mai revenim asupra unui lucru. Dar deocamdată o să o avansăm și o să spunem așa, că una dintre problemele pe care le are statul atunci când încearcă să mărite planificarea cu democrația parlamentară este că parlamentarii nu sunt în stare să conceapă planul și tot și poporul își pierde interesul față de parlamentarism și de democrație și spune, domne, parlamentarii sunt praf. Toți sunt praf, toți leaptă de corupți, sunt incapabili, sunt de așa, ne trebuie o mână forte, un tătuc, un om care să vină, să știe el, să cumva intuitiv te trage înapoi la viziunea conform căruia unul poate planifice pe proprietatea lui cel mai bine ce se întâmplă cu așa, adică, dar nu-și dă seama. Adică o singură... Nu, pentru că el îl vede pe Putin ca planificând viețile celorlalți. Păi, dar nu-și dă seama că făcând asta, el se autopune drept proprietatea lui Putin. Ca să vorbim de Putin, deși aici în cadă vorbim nu el, de el se vede ca Putin fiind salahorul, trage, și el ca fiind boier și... Își imaginează scapă-ne de burghie, scapă-ne de... Da, să știi. Mă rog. Asta e ca mema aia cu tânărul din noua aripă, știi, tânărul antifard, da, cu creastă și cu tatuaje și nu știu ce, care e aliniat la zid de un comunist de la pe... și cu pușca și îl întreabă, dar când primim free healthcare? Da. După. Răspunsul e după. Și adătate. Acum începe. Dar acolo, coștii, ca să luăm și pe aia cu comuniștii, că e la modă, they have souls, but they cannot be saved. Așa că nu știu dacă în iad ai parte de free healthcare. Și ideea e că tot da, da, consolidat, măcar e cald, da, corect. Allegedly. Problema e așa că consolidând puterea și statului și începând să se întindă, să planifice tot felul de chestii, ajungi la situații de genul următor. Deci toată teza lui Hayek în acest capitol este că Hitler n-a fost un accident. Și nu Hitler este problema, este cauza problemei pe care o aveam atunci, ci el este doar un simptom care a făcut-o mai rea, care a dus-o într-o direcție. Ce spune aici? Spune că așa, în Germania, încă din 1928, autoritățile centrale și locale controlau peste 53% din cheltuielile din economia germană. Mm-hmm. Da. Din 1928. Deci nu erau proprietari, dar controlau cheltuielile. Hitler vă amintesc, a ajuns la putere în 33. Da? Da. Mi-a plăcut o chestie, mă rog, mi s-a părut amuzată, mai în Mannheim ăla. Mhm. Ce filozoful... Ăla e în capitolul următor. Da. E aici. Scrie, da. Deci când aici zice el, era polemica asta, socialiștii care vreau ca statul să controleze mai mult și liberalii care vreau ca statul să controleze mai puțin. Și zice Mannheim ăsta, păi dacă statul, parlamentul controlează, merge la chestiile alea puține, de ce să nu meargă și... Da. Și de fapt asta este problema pe care o avem cu nu că răspunsul meu era pe nu merge nici la puțină. Exact. Și ala, să zicem că statul face doar apărare, o să fie la fel de disfuncțional. Dar ăsta este singurul, cum să spun, ăsta este singura argument coerent din toată discuția asta, pentru că intuitiv vorbind ai zice așa. Și tocmai asta e problema. Dar nu vreau să știi. Tocmai asta e problema, că poziția minarhistă e incoerentă. No. Pentru că intuitiv vorbind spui așa, domne, statul, minarhist fiind, da? Trebuie să facă
trei lucruri. Da, apărare, justiție și ce mai era pe acolo? Care era al treilea? Poliție. Apărare, justiție? Nu, apărare și justiție, doar că le făceam în tribunal. Externă și internă, da. Exact, apărare externă, apărare internă și justiție. Corect. Poliție, trei tribunale, armată, da. Yes. Da. Vrei triunghiul morții? Exact, triunghiul morții. Dom'le, asta e tot ce trebuie să se ocupe, de asta e tot ce trebuie să se ocupe statul. A, și tu spui, dar de ce? Da, marxist. Adică, dacă e bun să facă de-astea. Păi și asta să facă și... Da. Deci, nu vorbim de acele cu sud. Dă să facă mai multe, știi? Acum, empiric vorbind, am tot descoperit că cu cât statul face mai multe, cu atât iese mai nasol pentru cât mai multă lume, da? Și așa că argumentul lor al minarhiștilor e foarte greu de ținut. În sensul în care tu trebuie să găsești o diferență specifică. Argumentul libertarian este simplu. Dom'le, noi pornim în partea aia. Piața și concurența fac lucrurile cel mai bine, da? Ia lasă tu astea trei pe mâna pieței și a concurenței să vezi ce bine le face și pe alea. Păi și nu mai avem nevoie de stat. Ok, am ajuns acolo, nu mi-am propus. Da, uite. Dacă e să urmăm consecvent argumentul. În poziția minarhistă e că, păi nu, că nu s-ar face suficientă, nu știu, apărare. Ok, pe asta spune și socialistul, că nu va fi suficientă educație, nu va fi suficientă sănătate. Exact. E același argument, asta spun, că argumentul minarhist e un pic... Știi, argumentul socialist se ceartă cu realitatea, argumentul minarhist se ceartă cu logica. Argumentul libertarian nu se ceartă cu nimeni. Tot cu realitatea, că e aceeași poziție socialistă, doar că e mini-zonală, e doar pe... Argumentul libertarian... Se ceartă cu toată lumea. Minarhistă, știi? Sună cam socialistă poziția minarhistă. Păi sună pentru că e o poziție socialistă, de-aia sună socialistă. Nu, eu spun că se ceartă cu realitatea, în sensul în care, presupunând că ai avea un stat minarhist... Nu, da. și. Dacă e să-l compari cu statul și uite-te și tu acum, da? Ia Elveția și compară cu altceva. Elveția are foarte puține reguli, e mult, foarte descentralizată, yes. E mult mai minarhistă decât Franța peste graniță, da? Yes. Sau Germania peste graniță. Păi nu în topul Cheido, cred că e prima Elveția. Păi exact. Pe acolo, da. Asta spun. Deci se vede că mai puțin e mai bine, e mai prosper, mai bun împlinirea pentru libertate, e de preferat. Dacă ai zis de Elveția, e momentul să zic și eu bucata mea. Deci ai foarte mulți oameni în societate care sunt de acord, bă, ăștia sunt ori foarte hoți, ori foarte incompetenți, da? Conducerea. Sunt de acord că, și mă rog, nu știu cât la sută, dar foarte mult sunt și de acord că dacă pui alți oameni, o să fie stricați de felul în care e pus sistemul, structura de stimulente. Știu ce zic. Libertarienii cred asta. Nu, dar... Restul nu cred asta. Am întâlnit oameni care nu sunt libertarieni, dar au înțeles că dacă îi bagi, mă rog, trecând peste toate astea, ideea este că lumea te întreabă, da măi, lucrurile merg prost. Și care e unul ciudat că îți cer mereu ție soluția, dar vezi, Doamne, tu te-ai opus, ok, îți cere soluția. Și m-am gândit eu cât se poate și spusă programatic așa, soluția este descentralizare. Descentralizarea cât se poate de mult. Și descentralizarea de la proprietate privată. Da. Până la individ. De ce? Pentru că, uite, dacă e Elveția, ce au definitoriu Elveția? Descentralizare. Sau și Germania. Germania. Dar nu de ajuns. Nu, eu zic că a avut efect. Deci, din punctul ăsta de vedere, apropo, e interesant că... Deci au avut efecte împotriva zeitgeist-urilor comuniste. A luat având gândirea socialistă, apropo de ce vorbeam, nu mai știu, dar cu Costel la trecută sau... Ea având gândirea socialistă odată cu unificarea Germaniei într-un singur imperiu, Imperiul German, sub conducerea lui Willy, Imperiul Prusac.
Adică cumva... Hai să și gândești ce a fost mai întâi o da, găină. Da, 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 aici trebuie să te... De regulă găina a fost mai întâi, știi, în asta creaționistă, dar întrebarea după aia cine era găina? Era Mars sau era Bismarck? Da. Ești o găină. Da. Dacă mergem pe chestia asta austriacă, ideile apar primele, știi? Bine, cineva poate să spună, da, dar ele îți raționalizează niște interese, ei vor să pună mâna pe niște mine și au nevoie de niște intelectuali să vrăjească populația și... Da. Răspunsul ar fi că da, dacă populația nu crede, s-a terminat. Dar populația crede. Da. Și mai chiar dacă nu votează, uite asta poți să spui împotriva public choice. Nu trebuie să ducă la vot. Dacă ea simte chestia aia, nu ai ce să... Poți să, bine, să voteze 5 oameni. Dacă ea crede că trebuie să avem educație, pentru că sunt ei amărâți în satele alea și să alege praf. Vezi, eu aici sunt, nu sunt de acord cu ce spui, din simplu motiv că ai spune așa. Deci ai dreptate la ceea ce zici, dar folosești cuvinte care dau în același păcat cu socialiștii, și anume antropomorfizezi populația sau societatea. Populația nu crede, populația nu face, populația sunt doar oameni. N-are conștiință. Știi? Eu înțeleg că tu poți să spui o majoritate semnificativă de oameni destul încât să miște lucrurile în acea direcție. Dacă folosesc nominalist. Da, da. Platonician, știi, sensul, știi. Așa, na, nu mai folosim românii, că nu există român de... Ba, putem să folosim românii ca clasă de apartenență, dar nu să spunem niciodată că românii dorm sau românii fac sau românii vor. Putem spune doar că românii sunt. Eventual. Nu, nu e clar. Nu preferința demonstrată este că românii vor să vorbească românește. Uite, deci știi că am făcut o precizare asta data trecută, nici măcar leftiști de azi nu mai reifică concepte, știi? Nu da, da, da. Știu, dar eu ce încerc să zic e că deci câteodată limbajul creează formele de gândire și de asta e mai bine, măcar aici, lumea să mai fie expusă din când în când și la diferența asta. Da, la orice, dacă zici mâncai niște mâncare. Păi stai puțin, există mâncare în general? Da, nu, frate, am mâncat niște pizza. Sau... Eu știu ce spui. De ce încerc eu să spun? Deci, avantajul unui termen în general e că se referă la o clasă mare. N-am nicio problemă cu asta în sine, cu generalizarea. Sunt perfect de acord cu aia cu am mâncat niște mâncare. E corect. Nu mă interesează gradul de granularitate. Problema la care vorbim, problema cu care am eu este că În gândirea, da, exact, în gândirea clasică se speculează foarte mult conștiința națională. Domne, ce e aia? Cum agregi? Nu există decât conștiințe individuale. Cum agregi tu conștiințele? Vale, uneori e adevărat. Deci Macron zice Franța vrea educație de stat. Deci încă folosește propoziția asta. Și că e adevărat, da, majoritatea... Da, vorbește despre majoritatea. Auzi, răspunsul, Vale, la zici cum agregi chestia aia, atât ai adus capul și oamenii acceptă regula asta, este, păi, avem un candidat și dacă lumea îl votează, înseamnă că el a agregat aceia care îl votează. Aici, doar ce, doar ce am discutat cu maxim 20 de minute înainte, lumea care îl votează nu îl votează pentru completitudinea ideilor că nici pe care nici măcar la care nici măcar nu are acces. Da, ca să nu mai vorbim de faptul că nu poți să le nu e un contract pe care poți să-l pui, știi? Aia este mai greu să dau aia așa, trei chestii. Ok, da. Da, da, nu să știu. Unul poate să-l voteze că i-a plăcut de el, da? Roman, ce poate, promisiune avea, știi? Poate nu, fi, da, o cerere, dar eu n-a zic... oferit. Și astea pot fi măsurate, cuantificate. Mă, de ce? Păi, nu știu, făcut dreptate, știi? Trăim într-o neabăgată, nu e, nu știu ce. Două lucruri mai am de zis înainte de a trece la următorul capitol. Și anume faptul că se știa de la vremea respectivă, deci el se bate cu profesorul Lasky, care era un teoretician socialist, un fel de, mi-aduce aminte, am citit astăzi o chestie despre profesorul Prodi, la care a nenorocit Italia.
Așa, de profesorul Lasky, care recunoaște faptul că un guvern socialist, rectelaburist, da, vorbim de Anglia, nu ar putea să-și implementeze măsurile decât dacă primește asigurare de la conservatori că nu le dau înapoi. Că așa funcționează democrația. Eu dau o lege, intră ei, la alții o scot. Că, pentru că nu poate să ajungă. Deci ei ori trebuie să câștige, deci drumul către social. Basically, ce spunea individul ăsta care era un intelectual al socialismului, spune așa, domne, drumul către socialism trece prin dictatură. Dacă vreți să mergem la democrație, trebuie să facem tot dictatură. Da, da. Mina cu ar fi zis... Verde stop. Da, exact. Da, socialiștii ar fi zis că ești încă tânăr, Lasky, știi? Se poate și poate. Nu. Se poate și cu democrație. Nu. Iată, da. Doar... Sau Hopena, tânărul. Nu e, nu se poate. Nu se poate ajunge la socialismul ăla complet. Hopera definește socialismul ca... Deci nu ia ăla din perspectivă misesiană, da? Vorbește, domne, ai social... Cum e... Ai capitalism pătat de socialism sau ai socialism pătat de capitalism? Și adică cum unde te uiți? Și eu părerea mea e că dacă la un moment dat se opune lumea, vorba aia. Să trezește plenipotențiarul, să plătească datoria externă sau să mai întâmplă alte tâmpenii de genul ăsta. Mm-hmm. Da? Da, poate fi. Da. Și ok, fură ei alegerile. Asta e de favoarea lui Popen, favoarea lui Haic, care Haic. Cred că aderă la asta că democrația te mai salvează puțin. Te mai salvează puțin, da. Asta e teza lui aici. Păi acum, și... dacă lumea vrea socialism, dacă tu ai putea să prăjești creierii populației astfel încât să meargă, cum să spun, e un efort mare, teoretic. Poți să faci asta și prin democrație dacă ai acaparat sistemul de educație, da? Dacă ai acaparat... mass media, dacă ai acaparat unde mai e democrația? Cum îi spune? Nu, tu lași democrație, doar că controlezi toată cultura, toată cultura, astfel încât lumea să nu considere alte idei. Da? Și nici atunci nu controlezi. Și ideea e că și atunci nu ai o garanție că ajungi, pentru că ai două probleme mari și late. Unu, lumea o să îi se facă foame. Oamenii preferă să mănânce, nu să moară de foame, asta e una. Și al doilea lucru, statul în sine, care este cel mai puternic actor în clipa asta și are un mecanism de control așa, ca să ajungem la socialismul ăla pur, trebuie să, puf, să dispară. Ai, trebuie să ai răbdare. Eu cred că oricâtă răbdare aș avea, nu o să se întâmple. Nu în sensul unui stat socialist, unui stat cu putere consolidată. Mă, asta e o chestie pe care am mai zis-o mai demult și despre agenții de stat și ONG-uri. Și statul la fel. Deci, dacă pretinde că trebuie să rezolve o problemă, uitați-vă dacă a rezolvat problema. Dacă n-a rezolvat-o, poate că ținta nu este să rezolve problema, ci să... Nu, cred că vrea. Thomas Sowell zice ceva de genul și lumea prea are pretenția iurea. Cum să... Și că normal că ea sunt mincinoși, poate că nu poți să satisfacă, tu vrei luna de pe cerci. Da, în loc să-ți permite, da, ți-a luat luna de pe cerci. Da. Păi nu mă costă. Clar nu o să-ți o aducă, știi? Apoi mă gândeam, uite, Vali zicea că foame și nu știu. Cred că e și dorința omului de libertate, știi? Care e o frână, adică nici omul, ok, nu e atât de dornic pe cât am vrea noi, știi, dar nu e nici atât de puțin, știi, să-l calci prea mult. Uite, s-a văzut în pandemie, știi, aveai impresia că e... La noi. S-a văzut în pandemie la noi, dar în alte țări... Și acolo au mai ieșit, au mai ieșit și acolo. Uite, și în Germania, n-ai avut oameni care să protesteze? Ai avut oameni care să protesteze, dar i-a călcat pe cap. Și în Danemarca, care e cea mai mare apărătoare, așa, avem o româncă care face închisoare acum, că a făcut protest. Încă? Da, nu încă, a fost condamnat acum, recent. Da? Și în Danemarca s-au înșchebat 90 și ceva la 100 din populație. Adică, deci ea n-a agresat pe nimeni, dar face închisoare. Ținea 20 de ani. Ce? Ce 20 de ani?
5 ani în Germania. 5 ani. A, 10. Nemții sunt 2000 de ori mai conformiști decât românii. Ținea 5 ani toată. Ce? COVID. Măsurii, măști, ah, toate astea. Ah, ah, ah. Deci nu știu, s-ar putea să... Bine, o ai pe partea aia. Să trezească aia spiritul Fond Humboldt. Ai pe partea aia. Uite, de exemplu, în Japonia, da, guvernul i-a rugat frumos să nu mai... Să nu mai poarte mască, că nu mai e cazul, dar japonezii sunt în continuare mascați. Mascați, mult mai mascați decât erau înainte, ei, de înainte pandemie, știi? Adică clar s-a făcut o schimbare. Da. Mă rog, asta este și sensibilitatea la dezgust pe care o au japonezii mai dezvoltat. A, s-a poartă. Da, ei o comportau, lăsați. Și al doilea lucru pe care mai vreau să mai spun aici este apetența democrației de a genera ca pas intermediar către omul puternic care să rezolve tot, mai avem mitul tehnocrației. Dom'le, nu se poate că așa, trebuie să facem cu tehnocrație că să rezolvă. Deci luăm experți. Luăm experți, slavă Domnului, pandemia a nenorocit cuvântul ăsta. Dar luăm experți, înainte să putea, luăm experți, își dau ei cu părere, avem încredere în experți și facem ce facem cu experții. Uite, asta și chestia asta... Și de ce e important trecut? Uite, noi credeam că discuția din suveranism versus globaliști, unde suveraniștii sunt, să zicem, anti-experți, anti-birocrația, nu știu, iar globaliștii sunt pro. Domnule, discuție, acum 2 ani am văzut pe Telegram. Nu, uite, hai că-ți discuta în 40. Și probabil că era și mai veche. Exact, asta spuneți, discuta în 30-40, dar în Marea Britanie se făcuse o discuție pe tema asta, deci, cum să spun, pe la anii 20, cam așa, sfârșitul, după primul război, în anii 20. Pentru că s-a pus problema în felul următor. Când a abandonat Anglia principiile liberalismului economic? Când a început Anglia să aibă apetență pentru planificare? Și răspunsul este că ei s-au pus frumos și au făcut un raport, o comisie să discute, să zică ca ce măsuri de siguranță trebuie să punem ca să așa. Dar în deschiderea, așa, găsim de fapt motivele pentru care s-au apucat să fac chestia asta. Și zice așa, că s-au apucat să delege, practic, să delege către experți anumite lucruri. Și spune în felul următor: Parlamentul în zilele noastre trece atât de multe legi în fiecare an. Wow, dar de ce? Nu ne întrebăm și noi? Și atât de mult detaliu tehnic trebuie să intre în legile astea, încât nu poate fi discutat în interiorul aulei parlamentare. Adică nu o să se certe ăia, domne, când se face imunitatea de masă, la 95 sau la 93? Întrebăm un expert, ne spune el. Cum plătim expert, cum tocmim expertul ăla, ce calificări are, asta e cine alege expertul ăla. Haideți, domne, lasă că știu eu pe faceți cineva. Faceți filozofia acum, nu? Da. Asta facem. Exact asta facem. Și întrebarea mea era așa, domne, dar de ce trebuie să dea atâtea legi? De ce trebuie să dea atâtea legi? Parlamentul, teoretic, ar trebui să dea o singură lege, an de an. Una singură și atât. Care se expire. Legea bugetului. Care automat expiră la anul. Da. Nu, toate ar trebui să expire. Păi... Nu că atunci ai zici că dă legea an de an. Bine, e și asta o idee pe care Alex o spune aici. O metodă de a scăpa de legile care nu sunt folosite este, care nu sunt folositoare, care sunt rele pentru populație, este să le dai cu termen de expirare și să vezi dacă se apucă lumea să le renuiască. Yes. Da. Sunset clause, da, îi spune. Da. 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 Dar nu e asta. Uite, asta nu place în public. Ce dacă n-ai mentalitatea populației, astea sunt povești. Sunt niște fente. Uite, că ia să punem noi la Curtea Constituțională, să iau un văr care știe pe cineva care e apropiat de ciolacul. Facem o, da, facem o chestie. Nu sunt. Ai victorii ușoare și ușor dat înapoi. Yes. Ușor de dat înapoi. Și o citează pe o doamnă. Nu treaba am adunat complet frontul ăsta de vest. Dar nici nu, uite, dacă ne uităm la alegerile acum, nici nu prea vezi. Deci fără să ai pretenții de asta, nu știu. Avem pe
un citat dintr-o doamnă care analiza scena politică britanică și el dă aici trei nume care nu o să o spună foarte multe lucruri, da? Lord Useless, Sir Lord Eustace Percy, Sir Oswald Mosley și Sir Stafford Cripps. Și aici vorbim despre un conservator care a făcut parte din și anume Eustace Percy, care a făcut parte din două guverne, din două guverne conservatoare, într-unul a fost ministru educației, într-unul a fost ministru fără portofoliu. Sir Stafford Cripps este un laburist care a făcut parte din guvernul lui Clement Attlee când a încercat să pună Ministerul Economiei, l-a dat omului ăsteia pentru 3 luni, după care l-a desfințat și a rămas ministru fără portofoliu. Și Sir Oswald Mosley, care a început la conservator, nu i-a plăcut, a trecut la laboriști, nu i-a plăcut și după aia a fost liderul și președintele Uniunii Fasciștilor din Marea Britanie. Ah, super. Deci, și spune așa, doamna, că acești trei oameni ar fi perfect de acord, pentru că au spus-o de nenumărate ori, următorul lucru. Trăim într-un haos economic din care nu ne putem scoate fără niște leadership, fără o formă de leadership mai dictatorial, fără o mână forte. Da. Deci din toate părțile. Din toate părțile. Sigur. Bine, să zicem că asta era paradigma vremii. Pe că asta se duce lumea și la comunist, că uite, vine ăla și gata, ne face, domnule. Vine Ceaușescu și plătește. Păi, da. Vine ăla și gata. Gata. Luăm de la ăia, îi mâncăm pe ăia, lasă așa. Bun. Domnia legii. Domnia legii este domnia legii. Păi, distinția, dihotomia, na, fundamentală din capitolul ăsta e între domnia legii, să-i zicem, și domnia persoanei sau bunului plac sau a birocratului discreționar, a politicianului discreționar. Deci, în primul caz, funcționează legea. Așa a zis legea. Nu contează ce zice cutare parlamentar sau cutare persoană, ce interesul avea ăla, ce capriciu avea. Asta e distinția relevantă. Apoi, na, mergând mai în adâncime, ok, și cum sunt legile astea? Poate nu-mi dau seama. Poate nu recunosc o lege de asta. Poate zic că e lege și poate e o chestie de... doar o normă de aplicare. Da, o chestie arbitrară, e din zona aia, știi? Păi zice, hai, nu, că uite, astea generale, în timp ce legislația parlamentară, care ține de discreția parlamentarului, a birocratului, ar fi legată de timp, de spațiu și de om, știi? De exemplu, facem un lac de acumulare la Vidraru, iar ăsta trebuie făcut, hai să zicem, să mai dăm niște determinații, trebuie făcut, nu știu, în Argeș, ai specificat locul, la toamnă ai specificat timpul, de nu știu cine și nu știu ce, ai specificat și oamenii și nu știu ce. În timp ce legea generală, nu știu, să nu furi, să zic. Să nu furi, nu specifică. Mie mi se pare aici și el face distinția, el face distinția între lege, mă rog, domnia legii, să-i spunem, da, și arbitrarietatea guvernamentală, sau arbitrarietatea statului, arbitrarietatea guvernului. Tot ce a zis Costel mai devreme, barajul la Vidraru, în Argeș și la toamnă, și luăm piatra de pe așa, alea sunt lucruri care sunt arbitrare. Păi, dar de ce la Vidraru? Păi că acolo am ales că nu știu ce. Da, da. Asta e principiul sau e... Adică domnia legii în sine ar fi setul ăla de reguli sau legi care sunt, spune el, capabile de a fi formulate complet lipsite de particularități. Deci cât alea generale, tranzitorii în spațiu și timp, se aplică și aici și dincolo. Să nu furi, da? Exemplu, poate. Să nu furi, e unul dintre... Oricând. Oricând, da. Oriunde și... De unde? De la nimic. Pentru toată lumea. Da, exact. Da. Exact. Uite, o critică mea asta ar fi că el folosește termenul general. Un termen mai bun era... Tu când citești general, te gândești la la ceva cu o sferă mai... La mai abstract, știi, mai nu știu. Or, sensul e mai degrabă de nespecific. Legilarea nu specifică tipul spațiu și oamenii. Poate era un termen mai bun
Pentru că așa pot spune... Păi da, e un termen, unii... mai bun, e un termen mai bun, dar cred că el fuge de el, universal. Da, dar nu cred că are în vedere ideea de majoritate sau de câți, cât, la cât de mult se aplică, cât la faptul că e nespecific. Păi nu, eu... Asta e important. Păi da, eu când spun universal, n-am... Dar e nefericită utilizarea lui. Nu mă gândesc la oameni, da? Zic, totul e determinat de universul ăsta, legile astea se aplică în universul ăsta. Da, da, ăsta e legat tot de, de sfera legii. Uh-huh. Ori eu vreau să zic că el nu are vedere sfera legii. Uh-huh. Că ține eu, de o majoritate. Eu sau aș de spune o... că e nevoie de ea. Că nu, discuție. Într-un univers în care materia la nivel macro se transformă aleator, nu poți să ai proprietate. Nu, norma juridică, mă refer. Norma juridică, el nu are în vedere... atât cadere sau nu majoritate. Când, stai puțin, că e prescrisă unei majorități sau nu, e irrelevant asta. Că poți să zici, unii nu trebuie să fure, știi? Înțelegi? Și asta e tot... General. E general. Da. În sensul, nu este... dacă merge pe interpretarea de majoritate general egal majoritate, nu asta, n-ar fi, ar fi particular. Yes. SIP, în logica propozițională, e o particulară afirmativă, știi? Unii oameni sunt muritori, să zicem, știi? Ori cred că sensul lui e că nu sunt specifice. Normele nu sunt specifice. Nu, poate ar trebui să spună non-individuale sau nu știu cum să spun. Sau non-specifice, pur și simplu. În timp ce legislația e foarte specifică. Ăia fac cornul și laptele, ok. Ăia vor aduce nu știu ce... Câte fonduri, când se aduce, ce calități trebuie să întâlnească cornul, de la cine cumpărăm. Deci care e viziunea lui Hayek? Deci avem conflictul ăsta între Constituție, să zicem, și Parlament. Parlamentul, să zicem, ia niște măsuri neconstituționale, să zicem, în pandemie. Ia o chestie care, uite, în Constituție se vorbește de dreptul la libertate, ia o normă care încalcă dreptul la libertate. Și am un conflict între lege, care ține de Constituție, și legislație, care ține de Parlament. Acum constituționalismul ce face? Castrează legislația. Când calea încalcă niște drepturi, Curtea Constituțională zice nu, aia nu e. E nevalidă, anulează-o, nu știu. Mă rog, nu se întâmplă mai deloc. Asta, dar ăsta a fost visul liberalului clasic. Că poți prin stat să limitezi 5 persoane care, na, își au lefurile plătite de ăia, așa vor juca pentru... toată lumea. Da, deci eu sunt angajat la Pepsi și, na, trag pentru Coca-Cola. Mă rog. Asta a fost viziunea, știi? Atât a fost. Și asta zice și de Hayek. Păi nu știu, s-o mai ilustrăm, fie să și explicăm. El tot în părțiunea asta spune și bagă și aia cu codul de lege, de drum. Codul rutier, da. Deci lege e codul rutier care îți spune nu știu ce, zi-mă. Nu încălca. Nu coti la dreapta când e nu știu ce. Deci mutări permise. Da. Deci asta e o lege. În timp ce o chestie care ține de legislație. Deci... îți zice unde să mergi. Da. Îți zice mergi, noi mergem, nu știu ce. Mergem la Baia Mare. Da. Bine, o chestie care ține de legislație, dacă e să ne uităm la legislația din România, s-ar putea să spună în felul următor. Mergi de la București la Ploiești. Trebuie să te deplasezi, trebuie să pleci la 10 dimineața, nu ai voie să depășești viteza de 50 de km la oră și trebuie să ajungi la 10:30 în Ploiești. Good luck with până la Ploiești sunt vreo 60 de km, dacă... cam așa arată legislația, de fapt. Dacă e să o particularizăm în felul ăsta. Da, asta codul, na, am mai zis de ea. De statul liberal nu-ți dă o direcție, îți dă doar framework-ul ăla. Bine, și aici el spune așa că statul în sine ar trebui să se, exact cum zice și Costel, ar trebui să se limiteze, să se autolimiteze, ok, Constituția limitează, ok, whatever, da? Să se limiteze, doar să dea acele legi. El încearcă aici și e bine o încercare. Că... și el își dă seama cumva de discuția asta pe care am mai zis-o. Păi dacă e bun la asta, de ce să nu fie și la ala? Și atunci el încearcă să cuantifice cumva, să spune, nu, statul trebuie să dea doar acele legi care sunt de ajuns de nespecifice. Nu,
Se vede că n-a reflectat. Hai, și motivul îl spune în felul următor, că de fapt ce se întâmplă atunci când dă legi mai specifice încalcă libertatea omului, omul este singurul care e capabil să ia alegeri pentru el, să facă alegeri economice pentru el. De asta libertatea omului e importantă, pentru că numai așa se dezvoltă economia. Mă rog. Și spune în felul următor că e un argument economic peste care trece, nu se concentrează pentru el, dar zice că trebuie să-l spună pentru că are foarte mult sens. Zice așa, statul ar trebui să se limiteze doar la stabilirea regulilor care se aplică la tipurile generale de situații și să le permită indivizilor libertate în tot ceea ce depinde de circumstanțe de loc și timp, zis Costel chestia asta, pentru că doar indivizii, și aici vine motiv, de ce? Pentru că doar indivizii care sunt în cauză, da, cunosc îndeajuns aceste circumstanțe în cauzele lor. Și dacă indivizii își pot folosi, dacă indivizii își folosesc cunoștințele în mod efectiv în a planifica, ei sunt cei care, argument predictibilității, trebuie să poată prezice acțiunile statului. Da, aici vine ideea, păi da, eu vreau să, și răspunsul lui Costel, eu vreau, de exemplu, să fac o afacere, deschid un stand de limonadă, da? Și statul la anul zice în ianuarie, știi ce, mărim taxa pe muncă sau mărim taxa pe profit sau mărim, zici, dintr-o dată nu mai e rentabil pentru mine, am aruncat o grămadă de bani acolo, sunt dator vândut, nu mai pot să-mi mai scot banii să plătesc datoria și să trăiesc, da? Astfel încât o să dau faliment, m-a nenorocit statul. La care Costel poate să spună în felul următor, păi da, ok, hai să predictibil, mărim taxele în fiecare an, cu un anumit, ok, contraargumentul acestui tu din punctul ăsta de vedere e că eu pot să iau un calcul chestia asta și pot să-mi fac calculul mai corect, adică totuși predictibilitatea are un... Rog, Bartu, ce contraexemplu la Hayek, de fapt, și cred că el se referă la... Ok, știi că peste 3 ani o să fim sclav, da. Știi? E predictibil. Dar asta nu înseamnă că e bine, să zic așa. Pe de altă parte, da, nu înseamnă că e bine. Da, te ajută, fugi. Dar e mai bine decât să nu știi. Da. Bine, Rothbard, dă și contraexemplul ăla. Păi vine statul și predictibil îmi scade taxele. Impredictibil îmi scade taxele. Da, cum e mai bine? E? Rothbard ar zice că... Uite, că nu e doar predictibilitatea. E adevărat, acum, în apărarea lui Hayek, statul tinde doar să-ți dea. La joale, mai puțin să-ți dea libertate, adică tendința mare, știi? Poți să spui din punctul ăsta de vedere că, da, în general acțiunile statului, da, e bine să le știi dinainte ca să poți planifici pentru ele. Acum, dacă vine statul mâine și spune că renunțăm la taxa pe muncă, o să sărbătorim cu toți. Că renunțăm la ea de mâine, o să sărbătorim cu toții. Dacă te gândești la România, a ieșit din comunism. Deci, adică mai contează, aș spune, contează în primul rând natura acțiunii. Da. Da, dacă restrânge libertățile sau dă statul înapoi, pentru că adică e important să punem problema în termenii ăștia. Da? Și după aia, dat fiindcă majoritatea acțiunilor restrâng libertăți, e mai bine să știm de ele din timp decât să ne trezim de mâine pe mâine. Păi da, dar ai timp să evadezi fiscal și așa. Nu te mai uita la emisiune. Păi da, rămâne. Nu e pentru tine. Nu, rămâne și... Uite, hai să... Nu știu dacă am răspuns la asta. Ba, da, cred că am atacat ca discuție la Brent. E argumentul ăsta conservator cu... Nu cu atât cu fugi din Somalia, pentru că... Ești liber să pleci. Ești liber să pleci. Ok, hai să zicem că vine unul la mine în casă. Sunt? Și el îmi zice, ești liber să pleci. Avem o situație de încălcare. Păi și restul... Eu sunt liber. Și restul? Și răspunsul e, deci omul care aduce argumentul ăsta face o confuzie de la faptul că nu avem un caz de sechestru și întrebem, nu avem un caz de sechestru. De exemplu, când mafia pune taxe de protecție, nu e sechestrarea. Că nu, ăla poate să plece de acolo, dacă nu vrea.
Deci nu e sequestrare. Dar asta nu înseamnă că dacă nu avem sequestrare, că nu avem o agresiune. Ba, da, avem o agresiune. E la mine în casă fără acceptul meu. Mafia îmi pune, îmi oferă un serviciu contra voinței mele. Nu vreau să-mi ofere protecție. Deci e o agresiune, știi, din faptul că nu e, dar e foarte popular argumentul. Din faptul că n-am sequestru, nu înseamnă că n-am agresiune. Ok, n-am sequestru, știi, dar am altă. Bine, doi ce eu ziceam, na, formulat. Nu, tendința, de ce să plec? Că tendința, eu mine acasă. Ei sunt nasoi. Da, Day Sachs. Inclusiv cum îl zicea ceva de genul, nu, că și unde mă duc, tot rău e și că sunt alții. Nu, frate, răspunsul e că e o agresiune chiar dacă n-ai sequestru. Yes. Că yes. pare foarte... Să e ca și cum ai spune, ăla nu mai e sclav, că își alege stăpânul, știi? Mm. Poate să-și aleagă stăpânul. Ba, dar tot relația, tot rămâne. Yeah. Mm. Și o altă chestie foarte tare pe care o spune el, mi se pare că e foarte tare. Aici spune în felul următor că pe măsură ce statul începe și planifică și alege scopuri, destinații pentru oameni, începe să se bage în viețile lor și alege așa, încetează să mai fie unealta, o simplă unealtă utilitaristă, da? Și devine o instituție morală. Morală în sensul că setează scopuri. Yes. Setează scopuri pentru indivizi. Asta nu mai e, nu mai e o unealtă. Nu mai e ceva, ceva de ce ne folosim, ci este ceva ce te folosește pe tine. Da. Asta e exact ce am zis noi mai devreme. Oamenii își doresc de multe ori această funcție morală a statului. Își doresc. Fix se cere pentru așa ceva. Că dacă n-ar fi, îl omoară pe dictatorul ăla. Dar oamenii cumva doresc. Se bucură că statul a interzis, nu știu ce, fumat un cărpul. Sunt mama și tatea. Câteodată, da, și greșiți pentru asta, câteodată, asta este ceea ce, ăsta e argumentul ce se vrea emisiunea asta, ce se vrea drumul către servitutea lui Hayek, exact ăsta e argumentul. Dacă, asta spune și el, dacă creezi niște mecanisme de putere pe care le delegi către stat, da? Și cresc, și cresc, și cresc, și cresc, și cresc, și cresc, da? La un moment dat o să devină insuportabil și o să se lase cu sânge. Cu mult, mult sânge. Când era mai simplu să nu le dai. Vezi acum nu știu câte episoade când zicea Alex o chestie tare că păi a început cu o benzinărie. Da? Cum a ajuns stat peste noapte? Păi... Auzi, da, dar ce se întâmplă, din păcate, în realitate, e o chestie pe care am zis-o Costel de multe ori, că și Hayek zice, s-a apărat de niște critici la un moment dat pentru introducere și zice, mă, nu, eu n-am zis că e inconturnabil, că musai se ajunge acolo, ci e drumul către servitute. Dacă o ții pe drumul ăsta și tot avansezi, ajungi sclav. Vedeți logica, acolo o să ajungi. Dar ce se întâmplă în realitate este că mai dă înapoi, mai merge un pic. E ca Brașoveanca. Și, deocamdată. Exact, deocamdată. Dar atâta vreme cât se mișcă continuu într-o anumită direcție, la un moment dat o să sară. Calul. Da, dar mai faci o piruetă, mai nu știu ce. Da, și da, pe chestia asta se durează. Mișcă, durează ceva mai mult. Durează da? De... Vine asta acru. E ideea. Când, nu, și ideea cine e că... vrei să poarte lupta? Tu, copiii tăi, nepoții, strănepoții? Exact. Da? Nu, și ideea... Stai, că vreau să zic o chestie haioasă. Că foarte mulți oameni, din păcate, preferă confortul zilei de azi, zilei de mâine versus libertatea asta pe care și-ar dori-o pentru copiilor, dar e complicat nu acum. Nu și-ar dori. Unii dintre ei nu și-ar dori. Din punctul ăsta de vedere un, cum să spun? Și-ar dori-o, dar dacă s-ar putea să nu coste. Să nu-i coste. În general, să știi că nu e o surpriză faptul că societatea asta de astăzi, care e... este mult mai leftistă decât societatea de ieri, are foarte puțin copii și nu e, iarăși, nu e deloc un accident faptul că sunt niște curente în societate, unele dintre ele suportate cu bani din partea statelor puternice, care au drept consecință
îndepărtarea oamenilor de gândirea de a face copii. Omul care face copii în general, odată ce face copii, tinde să vrea să lase lumea mai bună, o lume mai bună copiilor lui și începe să se preocupe ce înseamnă o lume mai bună. Mai sunt ăștilalți care zic, se bat cu pumnul în piept și zic, domne, noi vrem să lăsăm o lume mai bună în urma noastră pentru alții. Nu pentru copii, pentru alții. Și atunci te cam doare în curs, vezi, dacă chiar lași o lume mai bună. E de ajuns să stai acolo la tine în banca ta și să spui, eu fac ce trebuie. Yes, eu fac tot ce trebuie, mă sacrific pentru planetă, pentru societate. Să gândești la viitor. Să gândești la viitor, din păcate, nu cu ce trebuie. Ok, unde voiam să ajung era că tu poți să... Poți să ai discuții despre un cotro să meargă societatea. Și tu poți să explici un lucru care se verifică, nu că mie asta îmi place de cele mai multe ori, să vedem dacă se verifică o chestie când o emitem. Dom'le, cu tare lucru e așa. Să vedem. E adevărat? Nu e adevărat. Tu poți să mă convingi, poate nu mă convingi pe loc. Voi puteți să mă convingeți. Măi, Alexandru, stai că greșești, vezi că lucrurile stau invers. Eu pot să zic, nu cred, dar măcar ca atitudine, zic, stai că mă mai gândesc. Poate mă convingeți, poate nu. Unde vreau să ajung este că ca să schimbi o societate, ne-am lămurit pe aici, contează ca oamenii să înțeleagă niște idei. De ce? Pentru că, zic eu, că se verifică că dacă folosești setul ăla de valori, o să ai o viață mai bună, acum pentru tine și mâine pentru copiii tăi. Acum vine următoarea. Mulți oameni nu vor să înțeleagă și unii nu pot să înțeleagă. Și acum, trebuie ei forțați în vreun fel? Nu trebuie forțați. Tocmai faptul că mulți oameni nu înțeleg ideea asta, ideile astea, mi se pare că e argumentul tare pentru libertate. Dom'le, eu te las pe tine să-ți iei tu hotărârile tale. Nu înțelegi ideile? Treaba ta. Eu, lasă-mă și tu pe mine. Stai. Începem cu stai. Exact. Ce voiam să zic e că asta mi se pare argumentul tare și el însuși nu o să fie înțeles. Ok? It's meta. Da. Ideea e că tu știi, pe măsură ce îmbătrânești asta, devii mai înțelept, îți dai seama că schimbările sociale sunt. No, sunt unii care nu sunt îmbătrânesc degeaba. La noi, la personajele pozitive acum. Ah, da. Nu la personaje negative, adică la rest. Da, înțelegi că nu. Ia timp, fiecare. Păi da, eu vreau, mă interesează mai mult, nu știu, dacă Șoșoacă avea dreptate. Ok. Nu, da, uite-te și tu. Deci uite-te și tu la gândirea, apropo de leftardismul ăsta care există, gândirea lor este, domne, colonialismul e rău. De ce? Că impunea un sistem de valori unor oameni care aveau alte sisteme de valori și chestia asta nu e bună. Așa, și ce vrei să faci tu? Păi vreau să impun un sistem de valori. Cum? Cu forța. Smart. Da, nu o formulează așa. O formulează ca, folosind sensul al libertății, ca avere, ca acces la bunuri. Yes. El te eliberează, știi? Da, da. Vorbește despre chestia asta aici. Se pare că începuse să apară discuția despre egalitarianism încă de pe vremea respectivă, despre redistribuția veniturilor. Și el spune în felul următor, că legea în sine trebuie doar să se preocupe cu cadru general, cu oportunități. Da? Trebuie să le dea tuturor aceleași oportunități. În clipa în care se preocupă cu rezultatul, nu mai e o lege, ci e, așa cum am zis mai devreme, un agent moral. Își impune scopul. Își impune
rezultatul final. Și Costel o să vină și o să spună, păi da, nu, că ei spun asta, că eu îți dau, îți egalizez veniturile tocmai ca să asigur egalitatea de oportunitate, că altfel n-ar fi. Nu, el o să spună, ok, sunt moral și pointul tău e că nu e moral. Asta e avantaj. Ok, o să zic că verdictul socialist o să zic că culpabil. Nu, pontul meu este că... Vreau să ajut săracii, sunt de acolo. Pontul meu este că ești, de fapt, o teocrație. Yes. Nu, că nu credem în Dumnezeu, credem în așa. De teo, din teocrație, nu are legătură cu Dumnezeu. Suntem în Marx o carție. Nu, are legătură cu telos, care înseamnă scop. Sau... În sens că avem doar sfinți. Da. Da. Uite aici, iar e o complicație. Uite, când am pus problema așa, faptul că tu nu făceai moralisme nu era o chestie bună, era o chestie era. Era mai bine, mai bun socialistul care vrea o haică aici. Ok, noi suntem de acord cu ce zice el, că nu trebuie să moralizeze, nu știu ce. În sensul ăla larg, așa poți să și preferința pentru libertate, poți spune că e o preferință. E și morală, știi, nu doar juridică, știi? E și morală. Și avem ce ne propune. Sau, mă rog, scuze, în sensul că e bine, știi, e bine că... Nu în sensul că la alea juridice avem sancțiuni, dincolo la alea morale n-avem. Mă rog. Deci el ce ne explică? Dom'le, sănătos într-o societate este să ai domnia legii. Deci aceste reguli generale care să nu permită abuzuri între indivizi. Și restul, cine se mișcă, nu se mișcă, face, nu face, nu dictăm. Bun. Și acum noi să zicem, am înțeles care e valoarea, să ai domnia legii. Bun. Cum aperi domnia legii? Dar cine domnește fizic în viața de zi cu zi? Legea. Legea, exact. Și atunci te gândești... Domnia legii este de fapt domnia indivizilor care pot să își schimbe între ei liber pe piață servicii de justiție. Și acum o să pară, păi cum ai sărit tu dintr-o dată la justiția privată? Dar altfel, dacă o pui în mâinile cuiva, te întorci, ca nu te supăra frate, multe căsuțe în urmă, te întorci la o problemă discutată deja, în care unii hotărăsc pentru alții. Și atunci cine poate să hotărască? Oamenii în interacțiuni între ei. Pe ce vrei? Niște oameni buni sau lege proastă? Știi ce cine vrei să te judeci? Aș vrea niște oameni ca lumea, quality. Aș prefera o lege care să nu mai aibă nevoie de oameni. Deci nu achesez la diotomia falsă pe care o aduci tu. Și ce m-ar plăcea, aș fi curios. Ai la Bitcoin descentralizare. Poate ne ajutați voi cu niște comentarii asta dacă nu răspunde Costel. Care este sursa pentru laissez-faire? Citatul efectiv, când a apărut prima oară laissez-faire. Ce cetățean, nu? L-a folosit prima oară? Și contextul. Toată propoziția. Asta aș fi foarte curios. Da, ia vedeți. Dacă v-ați uitat până aici, scrieți în comentarii. Dar crezi că a apărut prin Germania. C'est en français, mândresc. De ce? Că Germania au restaurant. Uite, apropo și de asta. Ideea asta cu stabilitatea a prins foarte mult. Deci dacă tu ești la discuții care se vor deștepte și asta, ziarul financiar, nu știu, invitat, nu știu, patron, care a reușit și în viață, le zice și bine, și de vreme acasă, stabilitate. Degeaba am... Și na, cum ziceai, și Vali are un point, inclusiv la legi proaste, știi că trebuie să pleci sau înveți, nu știu, să faci ceva zine, faci ceva, știi, să... așa. Uite, o critică a lui Rothbard la Hayek era, hai să zicem că știm că vom avea sclavie peste 3 ani, asta înseamnă că legea e generală, da. E nespecifică. Da. Bine, aici Hayek ar putea răspunde, nu e suficient de specifică, știi? Știm că e peste 3 ani, știi?
Legea mea generală nu e legată de spațiu de timp. Da. Ok, o să zică Rothbard. E permis să furi, e permis să ucizi. Are toate, zbifează toate. E generală, ca să zic. Care e critică? Că poți avea legi proaste, rele, agresive, formulate în sensul lui Hayek. Nu sunt legate de spațiu, de timp. Corect, tehnic, da. Nu. Uite, e permisă sclavia. Deci are tot. General. Are tot. Bine, Hayek ar putea spune asta psihică. Generează, îți bifează alea, știi? Deci tu poți lua sclav. Eu n-am stabilit care din... Vedem. Hayek ar putea spune, are rezultate arbitrare, că nu știm care pe care... De ideea că care păi toate au rezultate. Critica mai generală. Că o lege generală poate fi rea asta. Yes. Generală în sensul de nespecifică. Da, e permisă sclavia. Socializarea mijloacelor de producție. Mijloacele de producție trebuie socializare. Uite, hai să dăm și locul unde, unde se rupe el, unde se rupe la el regula în sine. Zice așa că spune, de exemplu, că dacă statul reglementează măsurile folosite în comerț sau și le controlează ca să prevină frauda, sau dacă dă niște reglementări în domeniul construcțiilor sau niște legi pentru fabrici și uzine, da? Astea pot fi wise or unwise, pot fi corect, deștepte sau proaste într-o instanță particulară, dar, susține el, nu intră în conflict cu principiile liberale atâta vreme cât sunt intenționate să fie permanente și nu sunt folosite ca să facă rău unei anumite categorii de oameni. Ah, ok, deci să nu facă rău unei anumite categorii. Să favorizeze sau să facă rău unei anumite categorii de oameni. Și aici aș spune pe următor, păi da. Răspunsul e că el la ce spune Costel se păstrează. Bă, e permisă sclavia. Nu face rău unei anumite, că nu poți să identifici dinainte cine vor fi sclavi și cine vor fi. Da, că și aici aș spune... Poți să spui, păi, dar le face rău sclavilor și le face bine patronilor. Da. Nu știi. Și aici, deci se pretează la ce spune el, pentru că reglementările asupra fabricilor și uzinelor fac rău patronilor de fabrici. Nu știi cine sunt. Nu e, el nu-i consideră o clasă anume, că dă ăsta ca exemplu valid. Invers, poți avea chestii particulare la care să fie bune, respectă proprietatea umană. Și aici... Asta e o chestie bună, știi? Deși e particulară. Respectă-o la 10 jumate în 1900, nu știu ce, în 2000 și... Da, da. Asta deci nu e specificat tot. Asta nu mai e bună, că durează prea puțin. Da. Și spune în felul următor. E adevărat că în aceste instanțe, în afară de efectele pe termen lung care nu pot fi prezise, deci la el asta e criteriul. Dom'le, să ai efecte pe termen lung care nu pot fi prezise. Dacă tu spui creștem salariul minim, ai efecte pe termen lung care pot fi prezise. Șomaj. Yes. Da? Deci efecte pe termen lung care nu pot fi prezise, deși uite asta zici că la sclavie e un efect pe termen lung care poate fi prezis. Crește violența în societate. O prezicem noi, dar ei nu. Da, nu prezici că va fi rău. Teoretic aș putea spune că și deci la asta... Deci măcar nu o predicție, că știi. Și la asta cu fabricile aș spune că o să crească costul produselor pentru clienți. De ce? Păi sunt costurile reglementărilor. Nu există ceva fără costuri, știi? Dar, mă rog, el nu se duce atât de departe cu analiza economică, că altfel, dacă ar aplica consecvent ceea ce spune, efecte pe termen lung care nu pot fi prezise... Ar trebui să dea și în reglementările în construcții, se scumpesc casele, și în reglementările pentru fabrici, da, se scumpesc produsele. Nu, aici ai spune că nu prezici. Păi că te-a prins surprindere asta. Tu te apucai să faci Nordisul nu știu ce și fac, aolo, mă. Așa. Bun, și zice, dar cu puteți să dai vina pe stat, ai dreptate. Dar de asemenea o să fie niște efecte pe termen scurt asupra unor oameni particulari care pot fi clar cunoscute. Dar cu acest tip de legi,
Efectele pe termen scurt nu sunt sau nu ar trebui să fie considerentul după care ne ghidăm. Și continuă el și zice, de asta zic, aici ăsta e locul în care el să destramă un pic. Și continuă, spune așa, pe măsură ce aceste efecte imediate și predictibile devin mai importante prin comparație cu efectele pe termen lung, ne apropiem de linia aia unde distincția atât de clară a principiului devine încețoșată în practică. Bă, băiatule, mă scuzi. Deci, pe măsură ce efectele pe termen scurt devin mai importante, devin mai semnificative, pe ce scară de valori nu ne spune, mai semnificative decât efectele pe termen lung, ne apropiem de linia în care regula lui nu se mai... Adică așa forțăm principiul, spune el. Păi... De ce? Nu înțeleg. Pentru că dacă tu, ca să ai o Germanie strălucitoare și puternică, trebuie să omori 500 de evrei... Păi da, dar nu e generală. Ba, zice, ajunge... ba e foarte generală. Nu, păi așa... Care am zis că și ăsta pare... Cred că nici lui nu. Păi bine, se pare că nu... Poți să spui așa, poți să spui o chestie mai urâtă, dar zici, trebuie să eliminăm sabotorii din economia germană. Da, de ce zice că sunt indistincte? Că pare general... Ah, că pare, poate asta avea... Ah, are sens, da. Deși, na, operează cu două, da. Aici, asta e locul în care la el să... Aici să apropie cel mai mult de adevăr și să destramă... Nu, dar cred că asta poate fi critica generală. Și că nespecificitatea nu te salvează. Deci ce vrea Hayek? Hayek se opune privilegiilor, ca să zic așa. Deci Hayek să nu i-ar plăcea, nu știu, statul să-ți dea, uite, îi dăm la Alexandru o fabrică gratis, de ce? Păi așa vrea statul să-i dea. Și el zice că este un privilegiu, știi, uite, a luat-o lui Vale și a luat-o lui Alexandru, știi, nu e. Rule of law, se încalcă rule of law, știi? Cu chestia asta. Ăla a fost furat, ăla a primit o pleașcă. Nu e drept să fie așa. Drept e să fie respectată proprietatea privată. Opusul e discreția politicianului și privilegiu. Yes. Privilegiu, care oferă privilegiu. Bine, și mai face o discuție apropo că el încearcă să exemplifice că rule of law nu e tot una cu ceea ce e legal. Și aici iarăși mi se pare că cumva încearcă să facă un argument bazat pe ceva, dar nedefinindu-l strict și delimitat. Asta e intuiție ok. Nu, e o intuiție ok, că e clar fapt, dar problema mea este că tu, ok, tu vrei să spui că legea nu e același lucru, scuze, nu, că legislația te oredică. În dilema veche, nu știu dacă mai acum, legea nu se confundă întotdeauna cu dreptate. Unde ai citit asta? În toate cărțile bune. Foloseau chestia asta, știi? Nu mai știu de unde vine. Da, that's the point. That's the point, știi? Na, Hitler a fost ales legal. Da, dar nu ți se... Nu ești ajutat în niciun fel cu cum să ajungi la regulile ale generale. Alea corecte, bune. Adică, ok, poate poți să le verifici, dar, din nou, trebuie să fie de acord. Trebuie să ai un consens al participanților care zică, da, am văzut această verificare, da, această regulă este destul de generală și nu produce victime. Noi nu ne-am simțit victime. Identificați. Da, exact. Și ça va. Adică e foarte bine, sună foarte bine, domnia legii. Dar după aia, până acolo te mănâncă, nu sfinții, ci ăștia, da, parlamentarii. E modelul pe care îl propune el, uite. E bună propunerea. Problema, unde a greșit România? A greșit că nu am mers pe chestii reguli generale, am mers pe legislație, știi? Da. Și pe privilegii. Și un alt... Zice, hai, nici n-ar greși, prea mult, știi? Un alt lucru pe care pe mine m-a surprins, uite, eu nu știam istoricul deloc, Declarația Drepturilor Omului a fost scrisă inițial de omul care a scris Omul Invizibil și Mașinăria Timpului, da? Și bă, cum e la invazia, războiul între lumii, da? H.G. Wells.
El a scris inițial și o parte din punctele lui, 10 puncte a avut, au fost adoptate în declarația pe care o știm noi astăzi de la ONU. Și care este critică? El spune, zice așa, începe bine, dar se termină rău. Deci, fiecare om are dreptul să cumpere și să vândă fără niciun fel de restricție discriminatorie, o discriminatorie, orice ce poate fi cumpărat și vândut în mod legal. În condițiile legii. Da, în condițiile legii. Da, nu și Hayek, și Hayek nu critică partea asta, nu e critică partea. Hayek zice, păi nu, pentru legea era bună. Hayek zice mai departe și spune că nu, că Wells mai continuă și zice, în acele cantități și cu acele rezervări care sunt compatibile cu common welfare. Asta era common welfare, da? Binele comun. Adică bine, bunăstarea, bunăstarea în cazul ăsta, da, bunăstarea comunității. Da. Fiecare om poate să... Deci asta e ca la loc, știți? Poți să apropiezi, dar să mai rămână și noi la... Fiecare okay. om poate să se preocupe de orice, poate să facă. De aceeași calitate era la loc. Da. Lăsă lui aia nisip, îi lăsai, tu ți-ai luat cernoziom sau nu știu ce și lui ai lăsai. Nu, de aceeași calitate. Deci tu nu apropiei dacă nu. Deci dintr-o regulă de asta generală, la un moment dat îți vine, hai că nu mai fac nimic, lăsați dacă nu mă așa. Nu, eu cred că asta e vulnerabilitatea lui Hayek, nu-mi dau seama cât de serios. Bine, și stângiștii au adus critica asta, știi, tot felul de stângiști, că poți lua chestii agresive și le care să-ți treacă testul lui. Fiecare om poate să se preocupe sau poate să aibă orice fel de ocupație legală, este îndreptățit să fie plătit pentru angajamentele lui și să aibă o alegere liberă de fiecare dată când există o varietate de ocupații care i-ar fi lui disponibile. Să fie liber să aleagă dacă vrea să fie tâmplar sau cizmar sau ca așa. Să elimini castele și el să fie liber să aleagă dacă aceste lucruri sunt disponibile. Nu era de ce înțeleg asta? Cine zice? Ce? Tot Wells, da. Și mai, da, numai că bagă următorul lucru. Ar putea să sugereze employment-ul pentru el însuși. Deci ar putea să el să sugereze ce ar vrea să facă și să aibă claim-ul lui considerat în mod public și acceptat sau sau refuzat. Adică tu spui, spui domne, eu vreau profesor să de franceză, da. Eu vreau să mă fac profesor de franceză. Și se duce planificatorul și spune, avem prea mulți profesori de franceză. Nu. N-ai vrea să înveți latină? E bine cu latina, dar cred că te trimite la așa e voștina. Și problema mare este că multe dintre ele sunt astăzi baza unui fundament moral. Poate într-o zi ar fi bine să luăm și declarația drepturilor omului, așa, într-o emisiune de o emisiune. De ce zice, hai, a scris Wells. A scris niște. Wells a scris 10 puncte. Da, chiar de drepturile omului. Cu altceva? Nu. Nu. Că Hayek mai face erori. Da, da, aici nu e. El a scris în 1939 Declarația Drepturilor Omului, care a fost publicată în mai multe ziare din circulație din Anglia. Și unele dintre aceste idei au fost adoptate mai târziu în Declarația Drepturilor Omului adoptată de ONU în 1948. Deci, el a scris-o în 39, a circulat și, din păcate, a infectat lumea. Ce să zic, poate ar fi o idee, un episod odată, să ne uităm declarația drepturilor omului, om pas cu pas și să comentăm din punct de vedere libertarian. Cum adică franțuzească? Există diferențe? Mă rog, aia adoptată de ONU, aia adoptată în 48. Declarația de drepturilor omului e adoptată de ONU. Aia care e folosită astăzi. Ce se prevede? Păi vedem noi. Casa ai
Asta zic. Dau și ceva. Dau și o să ceva. Vedem într-un episod bonus. Da. Bun. Nu știu dacă mai e ceva aici. Nein. Danke. Da, asta e chestia relevantă. Nu? Deci distinția asta între lege și legislație, deci legea care generală și protejează libertatea. Ce? Legislația care dă pomeni privilegii și nu știu ce, asta are în vedere. Hai. Uh-huh. Una, legea îți rezervă libertatea, îți apără libertatea, aia dă privilegii și nu știu ce și încalcă libertatea. Da, aș mai zice un singur lucru, dar are legătură cumva cu capitolul precedent. Mi s-a părut foarte tare că Hayek prezice bine, probabil că avea deja indicații de genul ăsta, prezice exact structura la care se ajunge acum. Deci pleacă de la premisa plenipotențiarului. Deci chiar dacă el e investit de guvern, de parlament, de nu știu ce, astfel încât să planifice economia ca un planificator central, democrația în sine zici că va degenera într-un fel de dictatură plebiscitară în care planificatorul central, da, primul secretar de stat general al partidului, poate să fie supus la vot ca să existe asentimentul națiunii. Dar funcția rămâne. Dar cel mai probabil votul nu va fi decât de confirmare pentru încă o perioadă. Cred că e ceva gen Rusia. Te lasă plebiscitul, așa că el știe că sondajele reale că iese cu 80%. Cine o știe cum o să iasă, dacă simte că care nu 80%, iese. Care dacă nu ieșea Ceaușescu 97-98%, era crimă și pedeapsă. Nu, Ceaușescu n-a avut niciodată 90%. Preferințe reale avea 10%. Nu, la vot, zic. Nu. Deci de vot real. S-a mai și votat pentru Ceaușescu. Nu. Da, okay. Putin are vot real. Cu o parte, hai să zic, nu știu. O parte. Hai, frate, că dintre toți care fură la vot, l-ai găsit pe Putin să nu fure. Îți dai seama că și el are o parte din vot care e nu e a lui. Nu cred că ok, pot spune că și intimidează, nu știu. Deoarece să cred că și dacă ar fi pe bună tot ar câștiga. Ar câștiga, dar ar fi mult mai strâns. Nu atât de strâns. Asta în sensul că al doilea are 10. Asta poți să-ți concedi. Are Kasparov. Da, nu, mai mult. Stai, Kasparov e acum o poziție în Rusia? Nu. E opozant în afară opoziție. Nu, dar în sensul că lumea chiar... Adică eu cred că relativ, nu știu, relativ corect. Nu știu, eu știu că opoziția în Rusia e comunismul. Cred că are, da. Păi da, dar are 10, asta nu cred că are. Ba avea vreo 25, avea. Da. Tot e puțin. Mă rog, da. Bine, dar stai să te gândești și... Nu știi la ce mă gândeam? Partid de opoziție principal din România n-are 20%, așa că... Cine? PNL-ul. E opoziția de la putere. Da. Mă rog. Nu, eu mă gândesc că ăștia nu... Ei sunt de acord cu plebiscitul doar dacă... Cacamala. Știu că ies. Dacă Putin simte că... Nu, nu Hayek spune că are în mână... are pe mână absolut toate mecanismele să se asigure că ies. Mm-hmm. Și cumva... Are, că nu-ți controlează internetul sau... Nu avea internet la vremea lui. Mă rog, școlile... Dar în China, în Turcia, în... Mă rog, hai să-l nu luăm. În China și în Coreea de Nord. Mm-hmm. Acolo îți controlează și internetul. Mm-hmm. În Coreea de Nord mai ales. Hai că în China mai există, e prea mare. Și în Rusia poate. Ok. Să găsească alte justificări, că e pornografie pe Twitter și nu știu. În Rusia nu e așa de controlat. Nu, dar zic, poate avea în vedere, știi? Și să nu fie așa de... Cum e, de exemplu, în Turcia, că acolo chiar e folosită. Asta e... Cum e în Marea Britanie. Asta e. În Marea Britanie e controlat, dar e controlat cu trepăduși. Eu mă nu, din las, nu din butoane. În Turcia și în Coreea de Nord e controlat din butoane. În China la fel, e controlat tot din butoane. Nu te duci pe Google, te duci pe ale lor. Adică vin adică la să uită polițiștii, să vadă ce ai pe aia și îți monitorizează conținutul. Te lasă să-l pui. Unde, în Turcia? În UK. Nu, în UK. În UK te lasă să-l pui și după aia te arestează. Dincolo nici măcar nu se pune. Nici măcar nu se pune. Da, e mai uman. Da, e mai uman, măcar te închis. Nu te expune de păcat. Da. Bun. Naia. Acestea fiind spuse, ne-am întins un pic cam mult astăzi. Era Alex nevorbit, îți dai.
Pentru Costas Sumarache, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Merceanu, noi am fost în Dodi, nu mai las fraților pe drumul ăsta.